Ușa secretă spre succes De Florence Scovelșin Capitolul 1 Ușa secretă spre succes Atunci au trâmbițat preoții din trâmbițe și cum a auzit poporul glasul de trâmbiță, a strigat tot poporul împreună cu glas tare și puternic și s-au prăbușit toate zidurile împreună jurul cetății până în temelie și a intrat tot poporul în cetate, fiecare din partea unde era, și au luat cetatea. Iosua Navi 620. Un om de succes este întotdeauna întrebat: Care este secretul succesului tău? Oamenii nu îl întreabă niciodată pe un om ratat: Care este secretul eșecului tău? Este destul de ușor de văzut cu ochiul liber, și nu sunt interesați. Toți oamenii vor să afle cum să deschidă ușa secretă spre succes. Există succes pentru fiecare om, dar acesta pare să se afle în spatele unei uși sau dincolo de un perete. Când citim Biblia, auzim minunata poveste a căderii zidurilor ierihonului. Desigur, toate povestirile biblice au o interpretare metafizică. Vom vorbi acum despre zidul ierihonului zidul care te separă de reușită. Aproape toată lumea și-a construit un zid în jurul propriului ierihon. Acest oraș în care nu poți intra conține mari comori. Succesul tău proiectat divin, dorința inimitale. Ce fel de zid ai construit în jurul ierihonului tău? Adesea, binele nostru este blocat de un zid de resentimente, ranchiuna pe care o purtăm cuiva sau resentimente din cauza unei situații. Dacă simțiți că ați dat greș și purtați pică cuiva care are succes, Vă țineți astfel la distanță propriul succes. Am oferit următoarea declarație pentru a neutraliza invidia și resentimentele. Ceea ce Dumnezeu a făcut pentru alții, El face acum pentru mine și chiar mai mult decât atât. O femeie era plină de invidie, deoarece o prietenă primise un cadou. După ce a făcut această declarație, a primit un cadou exact la fel, plus încă un alt cadou. Atunci când copiii lui Israel au strigat, zidurile ierihonului au căzut. Când faci o afirmație a adevărului, zidul ierihonului tău se prăbușește. I-am dat următoarea declarație unei femei. Zidurile lipsurilor și întârzierilor se năruie acum și intru pe pământul făgăduinței sub har. Ea a avut o viziune în care pășea peste un zid năruit și a primit demonstrația binelui ei aproape imediat. Conștientizarea este cea care aduce o schimbare în faptele voastre, căci cuvintele și gândurile sunt o formă de radioactivitate. Când sunteți interesați de munca voastră și vă bucurați de ceea ce faceți, deschideți astfel ușa secretă a succesului. Cu câțiva ani în urmă, m-am dus în California pentru a vorbi la diferite centre, pe canalul Panama, iar pe un vas am întâlnit un bărbat pe nume Jim Tully. Acesta a trăise ani întregi pe străzi și s-a autointitulat Regele Vagabonzilor. Era ambițios și educat, cu o imaginație bogată. A început să scrie povestiri despre experiențele sale. Și-a povestit viața de vagabond, și pentru că îi plăcea ceea ce făcea, a devenit un autor de mare succes. Îmi amintesc o carte numită Outside Looking In, care a fost și ecranizată. Este celebru și prosper acum și locuiește la Hollywood. Ce a deschis ușa secretă spre succes lui Jim Tully? Povestindu-și viața, fiind interesat de ceea ce făcea, a profetat din plin de faptul că era un vagabond. Pe vas ne-am așezat cu toții la masa capitanului, lucru care ne-a dat șansa să vorbim. Doamna Grace Stone era de asemenea una dintre pasagerele de pe vapor. A scris Ceaiul amar al generalului Yen și mergea la Hollywood pentru ecranizarea cărții, locuise în China și avusese inspirația pentru a scrie cartea. Acesta este secretul succesului. Să transform ceea ce faci în ceva interesant pentru alte persoane. Fii interesat de tine, iar alții te vor găsi interesant la rândul lor. O dispoziție bună, un zâmbet, deschide adesea ușa secretă, Chinezii spun, un om fără o față zâmbitoare nu trebuie să deschidă un magazin. Succesul unui zâmbet a fost evidențiat într-un film franțuzez în care Maurice Chevalier juca rolul principal. Filmul se numea Cu un zâmbet. Unul dintre personaje devenise sărac lipit, trist și abandonat și a spus personajului interpretat de Chevalier La ce bun că am fost un om cinstit! Chevalier a răspuns nici măcar onestitatea nu te va ajuta fără un zâmbet. Deci, omul s-a schimbat pe loc, și-a pus un zâmbet pe chip și a avut mare succes. Dacă trăiești în trecut și te plângi de nenorocirile tale, construiești un zid gros în jurul ierihonului tău. Când vorbești prea mult despre faptele tale și îți risipești forțele, te lovești de un zid. Am cunoscut un om de o mare inteligență și capacitate care era complet ratat. Locuia cu mama și cu mătușa lui, și am aflat că în fiecare seară, când mergea acasă la cină, le spunea tot ce se petrecuse în timpul zilei la birou. Discuta despre speranțele, temerile și eșecurile sale. I-am spus: Îți risipești forțele vorbind despre ceea ce faci. Nu discuta treburile tale cu familia. Tăcerea e de aur. Mi-a ascultat sfatul. În timpul cinei, a refuzat să vorbească despre ce făcuse peste zi. Mama și mătușa lui erau disperate. Le plăcea să știe totul, dar tăcerea lui s-a dovedit de aur. Nu după mult timp i s-a oferit un post unde primea 100 de dolari pe săptămână, și în câțiva ani a avut un salariu de 300 de dolari pe săptămână. Succesul nu este un secret, este un sistem. Mulți oameni se confruntă cu zidul descurajării. Curajul și rezistența fac parte din sistem. Citim despre acest lucru în viețile tuturor bărbaților și femeilor de succes. Am avut o experiență amuzantă care m-a făcut să observ acest lucru. M-am dus la un cinematograf ca să mă întâlnesc cu un prieten. În timp ce așteptam, stăteam lângă un băiat care vindea broșuri. Striga la oamenii care treceau: Cumpărați o broșură despre film cu fotografia ale actorilor și povestea vieții lor. Majoritatea oamenilor treceau pe lângă el fără să cumpere. Spre marea mea surpriză, s-a întors brusc spre mine și mi-a spus: Nu e așa că treaba asta nu e pentru un tip cu ambiție? Apoi mi-a ținut un discurs despre succes. A spus: Cei mai mulți oameni renunță chiar înainte ca marea realizare să se materializeze în viața lor. Un om de succes nu renunță niciodată. Desigur, am fost interesată și am spus. Îți voi aduce o carte data viitoare când vin. Se numește Jocul vieții și cum să-l joci. O să fii de acord cu multe dintre ideile de acolo. O săptămână sau două mai târziu m-am întors cu cartea. Fata de la casa de bilete i-a spus Lasă-mă să o citesc, Edi, în timp ce tu vinzi broșuri. Omul care cumpăra biletele s-a plecat și el să vadă despre ce e vorba, Jocul vieții strânește întotdeauna interesul oamenilor. Când m-am întors la teatru peste aproximativ trei săptămâni, Edi plecase. Se angajase undeva unde îi plăcea. Zidul erihonului lui se năruise, căci refuzase să se descurajeze. Doar de două ori este cuvântul succes menționat în Biblie de ambele dăți în cartea lui Josua. Întărește-te, dar și îmbărbătează-te, ca să păzești și să faci așa cum ți-a poruncit Moise, sluga mea, și de la ele să nu te abați nici la dreapta, nici la stânga, pentru ca să fii tu înțelept în tot ceea ce vei face. Iar cartea acestei legi să nu lipsească, ci întru ea să cugeți ziua și noaptea, pentru ca tu să înțelegi cum anume să faci toate lucrurile care sunt scrise, atunci vei păși drept și îți vei face căile ușoare și atunci vei fi înțelept. Drumul spre succes este o cale dreaptă și îngustă. Este un drum al concentrării, al devotamentului, al atenției de pline. Atragi lucrurile la care te gândești cel mai mult. Așadar, dacă te gândești insistent la lipsuri, vei atrage lipsuri. Dacă te gândești mult la nedreptate, vei atrage și mai multă nedreptate. Iosua a zis, și va fi ca atunci când vei striga cu trâmbițe de strigare, să strige tot poporul deodată. Și când ei vor striga, zidurile cetății vor cădea singure. Și tot poporul va intra în lăuntru, fiecare avântându-se de-a dreptul în cetate. Semnificația ascunsă a acestei povești este puterea cuvântului, cuvântul tău care dizolvă obstacolele și elimină barierele. Când oamenii au strigat, zidurile au căzut. Găsim aceeași idee în povești populare și bazme care provin din legendele fondate pe adevăr. Un cuvânt deschide o ușă sau despică o piatră. Îl găsim în 1001 de nopți în Ali și cei 40 de hoți. Am văzut și filmele inspirate din poveste. Ali Baba are o ascunzătoare secretă undeva în spatele stâncilor în munți, iar intrarea poate fi deschisă numai rostind niște cuvinte secrete, adică sesam deschidete. Alibaba este în fața muntelui și strigă: Sesam, deschide-te! Iar pietrele alunecă dându-se la o parte. Oferă multă inspirație pentru că îți arată cum se realizează modul în care propriile pietre și barierele tale pot să alunece dându-se la o parte odată cu cuvântul potrivit. Așa că hai să folosim declarația! zidurile lipsei și întârzierii, se năruie acum și intru pe pământul făgăduinței sub har. Capitolul 2. Cărămis fără paie Acum duceți-vă, dar și munciți! Paie nu vi se vor da, dar numărul de cărămizi rânduit să-l faceți. Ieșirea 5.18 în capitolul 5 din ieșirea, a doua carte a lui Moise din Vechiul Testament, avem o imagine a vieții de zi cu zi, care ei se dă o interpretare metafizică. Copiii lui Israel erau un robie la faraon, crudul comandant, conducătorul Egiptului. Erau ținuți în sclavie, făcând cărămiți și erau detestați și disprețuiți. Moise a primit ordine de la domnul să-și izbăbească poporul de robie. Așa grește Domnul Dumnezeul lui Israel. Lasă pe poporul meu ca să-mi facă sărbătoare în pustie. Ieșirea 5.1 Nu numai că faraonul a refuzat să-i lase să plece, dar le-a spus că le va îngreuna și mai mult sarcinile. Trebuiau să facă toate cărămizile fără să li se asigure paie. Și au ieșit căpeteniile lor și și poporului și au zis către popor. Așa zice faraon, nu vă mai dau paie, Mergeți voi înși vă și vă adunați paie de unde veți găsi, dar din lucrul vostru nu vi se va scădea nimic. Ieșirea 5.10.11 Este imposibil să faci cărămizi fără paie. Copiii lui Israel au fost complet zdrobiți de faraon, au fost bătuți pentru că nu produceau cărămizile. Apoi a venit mesajul lui Jehova. Duceți-vă și munciți. Paie nu vi se vor da, dar tot atâtea cărămizi veți face. Lucrând cu legea spirituală, puteau face cărămizi fără paie, ceea ce înseamnă că puteau să realizeze un lucru aparent imposibil. Cât de des se confruntă oamenii cu această situație în viață? Agnes M. Lawson, în cartea ei Sfaturi pentru cei ce studiază Biblia, scrie Viața în Egipt, sub opresiunea străină, este un simbol pentru omul aflat sub teroarea vătafilor, gândirii distructive, mândriei, fricii, Resentimentelor, reavoinței, etc. Eliberarea sub moise este eliberarea de vătaf pe care omul o dobândește pe măsură ce învață legea vieții, pentru că nu putem intra niciodată sub har decât dacă cunoaștem mai întâi legea. Legea trebuie să fie făcută, cunoscută, pentru a fi îndeplinită. În Psalmul 110 citim în versetul final: Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda lui rămâne în veacul veacului. Acum, dacă citim cuvântul Domn drept lege, acesta ne va da cheia declarației. Frica de lege, legea karmică, este începutul înțelepciunii, nu frica de Domnul. Când știm că orice trimitem se întoarce, începe să ne fie frică de propriile bumeranguri. Am citit într-un jurnal medical următoarele lucruri care menționează bumerangul primit de Marele Faraon. Se pare că trupul este într-adevăr moștenitorul unei lungi și străvechi linii de boli, căci așa a dezvăluit lordul Moinihan la o prelegere la Leeds, faraonul opresiunii a suferit la propriu de întărirea inimii. Lordul Moinihan a prezentat dispozitive remarcabile cu rezultatele operațiilor chirurgicale făcute cu 1000 de ani înainte de Hristos și printre acestea se număra și un diapozitiv cu rămășițele anatomice reale ale faraonului opresiunii. Vasul mare care izvorăște din inimă era într-o stare atât de bine conservată încât permitea ca secțiuni din el să fie observate în fotografie alături de o venă actuală. Era imposibil să se facă distinția între vasul de sânge antic și unul actual. Ambele inimi fuseseră atacate de arteroscleroză o afecțiune în care sărurile de calciu sunt depozitate în pereții vasului, făcându-l rigid și lipsit de elasticitate. Fluxul inadecvat de sânge venit de la inimă a făcut ca vasul să cedeze. Odată cu această boală au apărut și schimbările mentale cauzate de un sistem arterial rigid, o îngustare a perspectivei, restricție și teama de a face ceva. O întărire la propriu a inimii. Deci, duritatea lui Faraon i-a împietrit la propriu inima. Acest lucru este la fel de adevărat astăzi, precum era acum câteva mii de ani. Cu toți ieșim din țara Egiptului, din casa robiei. Îndoielile și temerile tale te mențin în sclavie. Te confrunți cu o situație care pare fără speranță. Ce poți face? Este la fel ca în cazul fabricării cărămizilor fără paie. Dar amintiți-vă cuvintele lui Jehova. Duceți-vă și munciți. Paie nu vi se vor da, dar tot atâtea cărămizi veți face. Veți face cărămizi fără paie. Dumnezeu creează o cale atunci când nu există o cale. Mi s-a spus povestea unei femei care avea nevoie de bani pentru chirie. Trebuia să-i aibă pe toți odată, dar ea nu cunoștea vreo sursă de bani și epuizase toate căile. Însă era o studentă a adevărului și a continuat să-și facă afirmațiile. Câinele ei, Scheuna, că vrea să iasă, i-a pus lesa și a mers pe stradă, pe drumul obișnuit. Cu toate acestea, câinele a tras de lesă și a vrut să meargă în altă direcție. El l-a urmat și în mijlocul străzii, vis-a-vis -vis de un parc, s-a uitat pe jos și a găsit un sul de bagnote cu suma exactă pentru plata chiriei. S-a uitat în jur, dar nu l-a găsit pe proprietar. Nu erau case în apropierea locului unde a găsit banii. Mintea rațională, intelectul, ocupă tronului faraon în conștiința ta. Spune în continuu, nu se poate face, ce rost are. Trebuie să înăbușim aceste sugestii deprimante cu o afirmație vitală. De exemplu, să luăm această declarație. Lucruri neașteptate se întâmplă, binele meu aparent imposibil, se petrece acum. Acest lucru oprește toate argumentele aduse de armata de străini, adică mintea rațională. Neprevăzutul se întâmplă. Aceasta este o idee căreia nu-i poate face față. Mai făcut mai înțelept decât dușmanii mei. Gândurile tale inamice, îndoielile, temerile și reținerile tale. Gândește-te la bucuria de a fi cu adevărat liber pentru totdeauna din robia faraonului opresiunii. De a avea ideile securității, sănătății, fericirii și abundenței înrădăcinate în subconștient, ar însemna să duci o viață liberă de orice limitare. Va fi împărăția despre care a vorbit Isus Hristos, unde toate lucrurile ne sunt adăugate automat. Eu spun că ne sunt adăugate automat pentru că viața este vibrație și când vibrăm ca să avem succes, fericire și abundență, lucrurile care simbolizează aceste stări de conștiință se vor atașa de noi. Simțiți-vă bogați și plini de succes și, dintr-o dată, veți primi un cec mare sau un cadou frumos. Vă voi spune povestea care demonstrează modul de lucru al acestei legi. Am fost la o petrecere unde oamenii jucau jocuri și câștigătorul primea un cadou. Premiul era un evantai frumos, Printre cei prezenți se afla o femeie foarte bogată care avea de toate. Numele ei era Clara. Cei care erau mai sărați și mai plini de resentimente s-au adunat și și-au șoptit. Să sperăm că Clara nu va câștiga evantaiul. Bineînțeles că aceasta l-a câștigat. Nu avea nicio grijă și vibrația ei era de abundență. Invidia și resentimentele îți scurt circuitează binele și țin premiile evantai departe de tine. Dacă se întâmplă să fii ranchiunos și invidios, fă declarația. Ce Dumnezeu a făcut pentru alții, El face acum pentru mine și chiar mai mult decât atât. Atunci toate evantaele și lucrurile îți vor ieși în cale. Niciun om nu dăruiește decât lui însuși și niciun om nu ia de la el însuși decât pe sine. Jocul vieții este un joc de pasiențe. Pe măsură ce te schimbi, toate situațiile se vor schimba. Acum să ne întoarcem la faraon asupritorul. Nimeni nu iubește un asupritor. Îmi amintesc de o prietenă pe care am avut-o cu mulți ani în urmă. Numele ei era Leti. Tatăl ei avea foarte mulți bani și se asigura că mama ei și cu ea au mâncare și haine, dar nimic de lux. Am fost împreună la școala de artă și toți elevii cumpărau reproduceri după Victoria din Samotrace, după tabloul mama lui Whistler sau ceva care să aducă arta în casele lor. Tatăl prietenei mele numea toate aceste lucruri jafuri. Spunea să nu vii acasă cu vreun jaf. Așa că a trăit o viață lipsită de culoare, fără o victorie din samotrace, pe biroul ei și fără mama lui Whistler pe perete. Îi spunea des prietenei mele și mamei ei, când voi muri, amândouă o veți duce bine. Într-o zi, cineva a întrebat-o pe Leti, Când pleci în străinătate? Toți studenții de artă au plecat în străinătate. Ea a răspuns veselă. Nu înainte ca tata să moară. Așa că oamenii așteaptă întotdeauna cu nerăbdare să se elibereze de lipsuri și de opresiune. Să ne eliberăm acum de tiranii gândirii negative. Am fost sclavi îndoielilor, temerilor și reținerilor, E timpul să fim izbăviți, precum Moise i-a eliberat pe copiii lui Israel și a ieșit din țara Egiptului, din casa robiei. Gândește gândul care este marele tău asupritor. Găsește piedica. În taberele de explorare forestieră, buștenii sunt trimiși în josul râurilor în, în număr mare. Uneori, buștenii se pun de-a curmezișul și provoacă un blocaj. Bărbații caută bușteanul care a provocat blocajul, pe care îl numesc piedică, îl îndreaptă și buștenicuri glavale pe râu din nou. Poate că piedica ta e resentimentul. Resentimentele îți blochează binele. Cu cât porți pică mai mult, cu atât va trebui să porți pică și mai mult. Formezi un făgaș al resentimentelor în creierul tău și expresia ta va fi una de resentiment de rutină. Vei fi evitat și vei rata oportunitățile de aur care te așteaptă în fiecare zi. Îmi amintesc că, acum câțiva ani, străzile erau pline de oameni care vindeau mere. Se trezeau devreme ca să ocupe colțul de stradă cel mai bun. Am trecut pe lângă unul dintre ei de mai multe ori prin Park Avenue. Avea cea mai dezagreabilă expresie pe care am văzut-o vreodată. Când oamenii treceau pe lângă el, spunea Mere, mere! Dar nimeni nu se oprea să cumpere. Am cumpărat un măr și am spus. Nu vei vinde niciodată mere dacă nu-ți schimbi expresia. El a spus. Ei bine, tipul de acolo mi-a furat colțul. I-am spus. Nu contează colțul la care stai. Poți vinde mere chiar aici dacă ești agreabil. El a spus. Bine, doamnă. Am plecat mai departe. A doua zi l-am văzut și expresia lui se schimbase complet. Vânzările erau întoi și vindea merele cu zâmbetul pe buze. Deci, găsește spiedica, este posibil să nu ai doar una. Și buștenii succesului, fericirii și abundenței vor pluti repede la vale pe râul tău. Duceți-vă și munciți. Paie nu vi se vor da, dar tot atâtea cărămizi veți face. Capitolul 3 și cinci dintre ele erau înțelepte. Cinci însă dintre ele erau fără minte, iar cinci înțelepte, căci cele fără minte, luând candelele, nu au luat cu ele un de lemn. Matei 25, 2, 3. Subiectul meu este pilda fecioarelor înțelepte și a celor nebune. Dar cinci dintre ele erau nebune și cinci înțelepte. Cele nebune, luându-și candelele, n-au luat cu ele și un de lemn iar cele înțelepte, odată cu candelele, și-au luat și un de lemn în vase. Parabola ne învață că adevărata rugăciune înseamnă pregătire. Iisus Hristos a spus, și toate câte veți cere, rugându-vă cu credință, veți primi. Matei 21-22 De aceea vă zic vouă, toate câte cereți, rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Marcu 11-24 în această parabolă, el arată că numai cei care s-au pregătit pentru binele lor, arătând astfel credința activă, vor face ca acesta să se întâmple. Am putea parafraza scripturile și să spunem: Când te rogi, să crezi că ai deja cele pentru care te rogi. Când te rogi, acționează ca și cum ai fi primit deja. Credința de fotoliu sau balansoar nu va muta munți în fotoliu, în tăcere sau meditație, ești plin de minune acestui adevăr și simți că credința ta nu va șuvăi niciodată. Știi că Dumnezeu este păstorul tău, nimic nu-ți va lipsi. Simți că Dumnezeul belșugului tău va șterge toate poverile datoriilor sau limitărilor. Apoi îți lași fotoliul și ieși în arena vieții. Contează doar ceea ce faci în arenă. Vă voi ilustra cum funcționează legea, căci credința fără acțiune este moartă. Un bărbat, unul dintre studenții mei, și-a dorit mult să plece în străinătate. El a luat declarația: Mulțumesc pentru călătoria mea planificată divin, finanțată divin, sub har, într-un mod perfect. Avea foarte puțin bani, dar cunoscând legea pregătirii, și-a cumpărat un cufăr. Era un cufăr foarte simpatic și frumos, cu o bandă mare roșie de jur în prejur. Ori de câte ori se uita la el, îl făcea să se gândească la călătorii. Într-o zi, i s-a părut că simte cum camera se mișcă. A simțit mișcarea unui vapor. S-a dus la fereastră să respire aerul curat și mirosea ca pe docuri. Cu urechea internă a auzit țipetele unui pescăruș și scârțâitul pasarelei. Cu fărul începuse să funcționeze. L-a pus în vibrația călătoriei sale. La scurt timp după aceea, o sumă mare de bani a parvenit și a plecat în călătorie. După aceea, a spus că a fost perfectă în fiecare detaliu. În arena vieții trebuie să ne menținem în diapazonul potrivit pentru concert. Acționăm din motive de frică sau de credință. Observăți cu sârguință motivele pentru că din ele apar problemele vieții. Dacă problema ta este una financiară, și de obicei este, trebuie să știi cum să te ridici financiar și cum să te menții la acel nivel, acționând întotdeauna cu credința ta. Atitudinea materială față de bani este să ai încredere în salariul tău, în veniturile și investițiile tale, care se pot micșora peste noapte. Atitudinea spirituală față de bani este să ai încredere în Dumnezeu ca sursă. Pentru a-ți păstra bunurile, realizează întotdeauna că ele sunt Dumnezeu în manifestare. Ceea ce a dat Allah nu poate fi diminuat, iar dacă o ușă se închide, o alta se deschide imediat. Niciodată nu vorbi despre lipsuri sau limitare, căci prin cuvintele tale te osândești. Ai parte de lucruri pe care le observi, iar dacă întotdeauna observi eșecuri și greutăți, de ele vei avea parte. Trebuie să-ți formezi obiceiul de a trăi în a patra dimensiune, lumea lucrurilor minunate. Este lumea în care nu judeci după aparențe. V-ați antrenat ochiul interior pentru a vedea succesul posibil dincolo de eșec, pentru a vedea sănătatea dincolo de boală, pentru a vedea belșugul dincolo de limitare. Tot pământul pe care îl vezi, ți-l voi da. Omul care obține succesul s-a fixat pe succes. Dacă este fondat pe stânca adevărului și a dreptății, va rămâne în picioare. Dacă nu, este construit pe nisip și spălat în mare, întorcându-se la nimicul din care s-a născut. Numai ideile divine pot dăinui. Răul se autodistruge pentru că este împotriva curentului Ordinii Universale iar calea celui care încalcă legea este grea. Cele nebune, luându-și candelele, n-au luat cu ele și un de lemn, iar cele înțelepte, odată cu candelele, și-au luat și un de lemn în vase. Lampa simbolizează conștiința omului. Uleiul este ceea ce aduce lumină sau înțelegere. Dar zăbovind mirele, au ațipit toate și au adormit, iar la miezul nopții s-a făcut strigare. Iată, vine mirele! ieșiți într-o întâmpinare a lui. Atunci s-au sculat toate fecioarele acelea și și-au împodobit candelele. Iar cele nebune le-au zis celor înțelepte, dați-ne din undelemnul vostru, că nouă ni se sting candelele. Fecioarele nebune erau fără înțelepciune sau înțelegere, care sunt ca un delemnul pentru conștiință și când s-au confruntat cu o situație gravă, nu știau cum să se descurce. Când le-au spus celor înțelepte, dați-ne din undelemnul vostru, înțeleptele au răspuns. Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă. Mai bine mergeți la cei ce vând și cumpărați-vă. Asta înseamnă că fecioarele nebune nu puteau primi mai mult decât aveau în conștiința lor sau la ce vibrau. Bărbatul a primit călătoria pentru că era în conștiința lui, prezentă ca realitate. Credea că a primit deja. În timp ce se pregătea pentru călătorie, lua un delem pentru lămpile sale. Odată cu înțelegerea, vine manifestarea. Legea pregătirii funcționează în ambele sensuri. Dacă vă pregătiți pentru ceea ce vă temeți sau nu doriți, începeți să atrageți acel lucru. David a spus, De ceea ce, ce mi-e frică, aceea îmi stă înainte. Îi auzim pe oameni cum spun, Trebuie să pun deoparte bani în caz de boală. Se pregătesc în mod deliberat să fie bolnavi. Sau strâng bani albi pentru zile negre. Zilele negre vor veni cu siguranță la momentul cel mai nepotrivit. Ideea divină pentru fiecare om este abundența. Hambarele tale ar trebui să fie pline și cupa să se reverse de prea plin, dar trebuie să învățăm să punem întrebările potrivite. De exemplu, luați această afirmație. Fac apel la legea acumulării. Resursele mele vin de la Dumnezeu, iar acum se revarsă și se adună sub har. Această declarație nu oferă nicio imagine de zgârcenie sau de economisire sau de boală. Oferă un sentiment de abundență, de a patra dimensiune și lasă canalele pe care vor veni în seama inteligenței infinite. În fiecare zi trebuie să faci o alegere. Vei fi înțelept sau nesăbuit? Te vei pregăti pentru binele tău Vrei să faci un salt uriaș în credință? Sau să servești îndoiala și frica și să nu aduci un de lemn pentru lămpile tale? Deci, plecând ele să cumpere, a venit mirele, iar cele ce erau gata, au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare, zicând, Doamne, doamne deschidene, iar el, răspunzând, le-a zis: Adevăr, vă spun, pe voi nu vă știu. S-ar putea să simțiți că fecioarele nebune au plătit foarte scump când au neglijat să aducă un de lemn pentru lămpile lor, dar avem de-a face cu legea carmei sau legea întoarcerii. A fost numită ziua judecății, pe care oamenii o asociază de obicei cu sfârșitul lumii. Ziua judecății tale vine, se spune, în pachete de câte șapte. Șapte ore, șapte zile, șapte săptămâni, șapte luni sau șapte ani. Poate veni chiar și în șapte minute. Apoi plătești niște datorii karmice prețul pentru încălcarea legii spirituale. Ai eșuat, nu ai avut credință în Dumnezeu, nu ai luat un de lemn pentru lămpile tale. Examinează-ți în fiecare zi conștiința și vezi pentru ce te pregătești. Dacă te temi de lipsuri și te agăți de fiecare cent, atragi astfel mai multe lipsuri. Folosește cu înțelepciune ceea ce ai și deschide calea pentru ca mai mult să vină la tine. În cartea mea, cuvântul tău este bagheta magică, povestesc despre punga magică. În o și una de nopți se spune povestea unui om care avea o pungă magică. Pe măsură ce banii erau cheltuiți, alți bani apăreau imediat în ea. Așa că am făcut declarația. Resursele mele vin de la Dumnezeu. Am punga magică a spiritului. Nu se epuizează niciodată. Pe măsură ce banii sunt cheltuiți, alți bani vin imediat. Este întotdeauna plină până la refuz, însesată cu abundență sub grație, în moduri perfecte. Acest lucru formează o imagine vie în minte. Apelez la banca imaginației. O femeie care nu avea mulți bani se temea să-și plătească facturile și să vadă cum contul ei bancar scade, dar a folosit cu mare convingere afirmația Ampunga magică a spiritului. Nu poate fi niciodată epuizată. Pe măsură ce banii sunt cheltuiți, alți bani vin imediat și-a plătit fără teamă facturile și a primit mai multe cecuri pentru sume mari la care nu se aștepta. Privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispita de a vă pregăti pentru ceva destructiv în loc de ceva constructiv. Am cunoscut o femeie care mi-a spus că ținea mereu la îndemână un voal creponat, lung, în cazul unei mormântări. I-am spus, ești o amenințare pentru rudele tale și te pregătești să le grăbești moartea, ca să poți purta voalul a distrus voalul. O altă femeie, care nu avea bani, a decis să-și trimită cele două ofice la facultate. Soțul ei a luat în derâdere ideea și a spus, Cine le va plăti taxele școlare? Nu am bani pentru asta. Ea a răspuns, Știu că un bine neașteptat va veni la noi. Continua să-și pregătească ficele pentru facultate, Soțul ei a râs din toată inima și le-a spus tuturor prietenilor că soția lui le trimite pe fete la facultate cu ajutorul unui bine neașteptat. O rudă bogată i-a trimis pe neașteptate soției o sumă mare de bani. Binele neașteptat a sosit pentru că ea a dat dovadă de credință activă. Am întrebat-o ce i-a spus soțului ei când a sosit cecul. Ea a răspuns, O, niciodată nu mă cert cu George spunându-i că eu am avut dreptate." Așa că, pregătește-te pentru binele tău neașteptat. Fiecare gând și fiecare faptă trebuie să-ți exprime credința neclintită. Fiecare eveniment din viața ta este o idee cristalizată. Ceva ce ai invitat fie prin frică, fie prin credință. Ceva pentru care te-ai pregătit. Așa că, haide să fim înțelepți și să aducem un delem pentru lămpile noastre. Și când ne așteptăm mai puțin, vom culege roadele credinței noastre. Lămpiile mele sunt acum umplute cu un delemnul credinței și al împlinirii. Capitolul 4. La ce te aștepți? După credința voastră, fie voi. Matei 9:29 Credința este așteptare, fie voi după credința voastră. Am putea spune, ți se va face după așteptările tale. Deci, la ce te aștepți? Îi auzim pe oameni spunând, ne așteptăm la ce e mai rău, sau ce e mai rău încă nu a venit. Invită în mod deliberat ca mai răul să vină. Îi auzim pe alții spunând, mă aștept la o schimbare în bine. Ei invită situații mai bune în viața lor. Schimbați așteptările și vei schimba astfel situațiile. Cum îți poți schimba așteptările când ți-ai format obiceiul de a te aștepta la pierdere, lipsuri sau eșec? Comportă-te ca și cum te-ai aștepta la succes, fericire și abundență. Pregătește-te pentru binele tău. Fă ceva care să arate că te aștept să vină. Doar credința activă va impresiona subconștientul. Dacă ai rostit cuvântul pentru o casă, pregătește-te imediat pentru ea, ca și cum nu ai avea un moment de pierdut adună ornamente mici, fețe de masă și așa mai departe. Am cunoscut o femeie care a făcut un salt uriaș în credință, cumpărând un fotoliu mare. Un fotoliu însemna că e serioasă. A cumpărat un fotoliu mare și confortabil pentru că se pregătea pentru bărbatul potrivit. El a venit. Cineva va spune, dar dacă nu aveți bani pentru a cumpăra ornamente sau un fotoliu, atunci uită-te în vitrinele magazinelor și conectează-te mental cu obiectele intră în vibrația lor. Uneori îi aud pe oameni spunând, nu intru în magazine pentru că nu-mi permit să cumpăr nimic. Acesta este chiar motivul pentru care ar trebui să meargă în magazine. Împrietenește-te cu lucrurile pe care le dorești sau de care ai nevoie. Cunosc o femeie care a vrut un inel. S-a dus cu îndrăzneală la bijutier și a probat câteva inele. Asta i-a oferit sentimentul proprietății, încât nu după mult timp o prietenă i-a făcut cadou un inel. Te îmbini cu ceea ce observi. Continuă să observi lucruri frumoase și vei produce un contact invizibil. Mai devreme sau mai târziu, aceste lucruri sunt atrase în viața ta, dacă nu cumva spui, săracul de mine, e prea bun ca să fie adevărat. Suflete al meu, lui Dumnezeu supune-te, în Dumnezeu e nădejdea mea. Acesta este cea mai importantă afirmație din Psalmul 62. Sufletul este mintea subconștientă, iar psalmistul îi spunea subconștientului său să aștepte totul direct de la univers, să nu depindă de porți și canale. În Dumnezeu e nădejdea mea. Dumnezeu nu poate da greș, deoarece căile sale sunt ingenioase, iar metodele sale sunt sigure. Vă puteți aștepta la orice bine aparent imposibil de la Dumnezeu. Dacă nu limitați canalele de primire. Nu spune cum vrei să fie făcut sau cum nu poate să fie făcut. Dumnezeu este dătătorul și darul și creează propriile sale canale uimitoare. Luați următoarea afirmație. Nu pot fi separat de Dumnezeu dătătorul, prin urmare, nu pot fi separat de Dumnezeu darul. Darul este Dumnezeu în acțiune. Realizează că fiecare binecuvântare este binele în acțiune și vede-l pe Dumnezeu în fiecare chip și binele din orice situație. Acest lucru te face un maestru al tuturor condițiilor. O femeie a venit la mine spunând că nu era căldură în caloriferele din apartamentul ei și că mama sa suferea de frig. Ea a adăugat. Proprietarul a declarat că nu putem avea căldură decât la o anumită dată. I-am răspuns. Dumnezeu este proprietarul tău. A spus: Asta e tot ce vreau să știu. Și s-a grăbit să iasă. În acea seară, căldura a fost pornită fără ca ea să ceară. A fost pentru că și-a dat seama că proprietarul era Dumnezeu în manifestare. Această epocă este minunată pentru că oamenii devin conștienți de minuni. Se simte în aer. Citind dintr-un articol pe care l-am găsit în New York Journal American, scris de John Anderson, acesta confirmă tocmai ce am spus. Titlul articolului este Spectatorii de teatru fac piesele metafizice un succes. Un director cinic, pe care îl vom numi Brock Pemberton, a spus noaptea trecută, cu un ușor accent de sarcasm în voce, într-o discuție din timpul pauzei, Dacă voi, adică criticii, știți atât de multe despre ce avea publicul din New York, de ce nu-mi spuneți ce să produc? De ce nu-mi spuneți ce fel de piesă. Vor să vadă spectatorii. Ți-aș spune, am zis, dar nu o să-ți vină să crezi. Ocolegi răspunsul, a spus el. Nu știi și încerci să ascunzi acest lucru, pretinzând că știi mai multe decât ești dispusă să spui. Nu ai nici cea mai mică idee ce fel de piesă ar avea succes, nu mai mult decât am eu în această clipă. Am, am spus. Există un singur fel de temă cu succes sigur. O temă care funcționează și a funcționat întotdeauna. Chiar dacă rivalizează cu băiatul care întâlnește o fată, misterele, tragediile istorice, etc. Nici o piesă pe această temă nu a dat greș complet, chiar dacă nu i s-au acordat deloc merite, iar o mulțime de piese slabe au dat lovitura. Tragi de timp din nou, a spus domnul Pemberton. Ce fel de piese sunt? Metafizice, am spus, folosind un cuvânt imposant și așteptând liniștită să văd ce efect produce. Metafizice, a spus domnul Pemberton. Vrei să spui metafizice? Am făcut o mică pauză și din moment ce domnul Pemberton nu a spus nimic, am început să-i număr titluri precum Loc de verdeață, Căruța cu stele, Miracolul părintelui Malachi, etc. Unele dintre ele, am adăugat eu, au avut succes la public în pofida criticilor. Dar domnul Pemberton plecase probabil să întrebe în fiecare teatru din oraș, aveți vreun metafizician? Oamenii încep să realizeze puterea cuvintelor și gândurilor lor. Ei înțeleg de ce credința este esența celor nedăjduite, dovada lucrurilor nevăzute. Vedem că legea așteptărilor funcționează prin superstiție. Dacă treci pe sub o scară și te aștepți să-ți aducă ghinion, îți va aduce ghinion. Scara este nevinovată. Ghinionul a venit pentru că te așteptai la asta. Am putea spune că așteptarea este esența lucrurilor sperate sau că așteptarea este esența lucrului de care omul se teme. Lucrul la care mă așteptam a venit la mine. Nimic nu este prea bun pentru a fi adevărat, nimic nu este prea minunat pentru a se întâmpla, nimic nu este prea bun pentru a dura atunci când privești la Dumnezeu pentru binele tău. Acum gândește-te la binecuvântările care par atât de îndepărtate și așteaptă-te la ele acum, subhar într-un mod neașteptat, căci Dumnezeu lucrează în moduri neașteptate să-și facă minunile sale. Mi s-a spus că sunt 3000 de promisiuni în Biblie. Să ne așteptăm acum ca toate aceste binecuvântări să se întâmple. Printre ele ni s-au promis bogății și onoare, tristețe, tinerețe veșnică, carnea ta va fi ca unui copil mic, și viața veșnică, moartea însă și va fi biruită. Creștinismul se bazează pe iertarea păcatelor, și pe un mormânt gol. Acum știm că toate aceste lucruri sunt posibile din punct de vedere științific. Când facem apel la legea iertării, ne eliberăm de greșel și de consecințele lor. Chiar dacă păcatele voastre vor fi roșii ca purpura, ca lână albă le voi face. Atunci trupurile noastre vor fi scăldate în lumină și vor exprima corpul electric, care este incoruptibil și indestructibil, substanță pură ce exprimă perfecțiunea. Mă aștept la neașteptat, binele meu glorios se va împlini acum. Capitolul 5. Brațul lung al lui Dumnezeu Dumnezeu cel veșnic este un adăpost, iar sub tine sunt brațele lui veșnice. Deuteronomul 33:27. În Biblie, brațul lui Dumnezeu simbolizează întotdeauna protecția. Cei ce au scris Biblia cunoșteau puterea unui simbol, Formează o imagine care impresionează mintea subconștientă. Eu folosit simbolurile stâncii, oilor, păstorilor, podgoriei, lămpii și sute de alte simboluri. Ar fi interesant de știut câte simboluri sunt folosite în Biblie. Brațul simbolizează, de asemenea, puterea. Dumnezeu cel veșnic este un adăpost, iar sub tine sunt brațele lui veșnice. El îi va izgoni pe dușman dinaintea ta și va zice: stârpeștei. Cine este inamicul de la fața ta? Formele negative de gândire pe care le-ai construit în subconștientul tău. Dușmanii unui om sunt doar cei din propria casă. Armele eterne scot la iveală aceste gânduri inamice și le distrug. Ai simțit vreodată ușurarea după ce ai scăpat de o formă de gândire negativă? Poate că ai construit un gând formă a resentimentului care te-a făcut să simți mereu furie în raport cu ceva să le porți ranchiună oamenilor pe care îi cunoști, oamenilor pe care nu îi cunoști, oamenilor din trecut și oamenilor din prezent și poți fi sigur că nici oamenii din viitor nu vor scăpa de mânia ta. Toate organele corpului sunt afectate de resentimente, pentru că atunci când porți pică, o faci cu fiecare organ al corpului. Plătești pedepsa cu reumatism, artrită, nevrită, etc. Pentru că gândurile acide produc acid în sânge, toate aceste probleme vin pentru că tu ești cel care poartă bătălia, în loc să o lași în seama brațului lung al lui Dumnezeu. Am dat următoarea declarație multora dintre elevii mei. Brațul lung al lui Dumnezeu ajunge peste oameni și împrejurări pentru a controla situația și pentru a proteja interesele mele. Acest lucru formează imaginea unui braț lung care simbolizează puterea și protecția. Odată cu înțelegerea puterii brațului lung al lui Dumnezeu, nu vei mai opune rezistență. Te vei relaxa și vei renunța la control. Gândurile inamice din tine ar fi distruse prin urmare, condițiile adverse ar dispărea. Dezvoltarea spirituală înseamnă abilitatea de a sta neclintit sau de a sta deoparte și de a lăsa inteligența infinită să-ți ridice poverile și să ducă bătăliile tale. Când povara resentimentelor este ridicată, ai un sentiment de ușurare. Simți afecțiune față de toată lumea și toate organele corpului tău încep să funcționeze corect. Citând din Albert Edward Day, D.D. spune: Să iubim pe dușmanii noștri este bine pentru sănătatea noastră spirituală, după cum se știe și se acceptă la scară largă. Dar este o descoperire relativ nouă că negarea și emoțiile otrăvitoare distrug sănătatea fizică. Problema sănătății este adesea una emoțională. Emoțiile greșit cultivate și repetate sunt cauze puternice ale bolii. Când predicatorul vorbește cum să ne iubim dușmanii, omul de rând probabil respinge ideea ca fiind insuportabilă și pioasă. Dar adevărul este că predicatorul vă spune un lucru care este una dintre primele legi ale igienei și eticii. Niciun om nu-și poate permite să se complacă în ură, măcar de dragul corpului său. E ca o doză repetată de o travă. Când ești îndemnat să scapi de frică, nu-l pe un idealist nebun. Mai degrabă auzi sfaturi care sunt importante pentru sănătate, precum sfaturile despre dietă. Auzim atât de multe despre o dietă echilibrată, dar fără o minte echilibrată nu poți digera ceea ce mănânci, indiferent câte calorii ar avea. Supunerea este o artă. Când o dobândești, lumea este a ta. Atât de mulți oameni încearcă să forțeze situația. Bunăvoința de durată nu vine niciodată prin forțarea voinței personale. Fugi de lucrurile care fug de tine, nu căuta nimic, căci norocul te caută pe tine. Iată umbra lui așternută pe podea. Iată-l cum stă în fața ușii. Nu-l cunosc pe autorul acestor rânduri. Jack Lovelock, celebrul atlet englez, a fost întrebat cum poate cineva să ajungă la viteza și rezistența lui în alergare. El a răspuns: Învață să te relaxezi. Să atingem această odihnă în acțiune. El era mai relaxat atunci când alerga cel mai repede. Marea ta șansă și marele succes vin de obicei atunci când te aștepți mai puțin. Trebuie să te relaxezi suficient de mult pentru ca marea lege a atracției să funcționeze. Nu cred că ai văzut vreodată un magnet îngrijorat și neliniștit. Stă drept și nu-i pasă de nimic pe lume, pentru că știe că acele nu se pot opri și se vor lipi oricum de el. Lucrurile pe care ni le dorim pe bună dreptate se împlinesc atunci când renunțăm la presiune. Eu spun în cursul meu de corespondență. Nu lăsați dorința inimii voastre să devină boala inimii. Când dorești ceva mult prea intens, ești complet demagnetizat. Îți faci griji, te temi și agonizezi. Există o lege ocultă a indiferenței. Niciunul dintre aceste lucruri nu mă mișcă. Corăbile voastre vin peste o mare a nepăsării. Mulți oameni din adevăr intră în conflict cu prietenii pentru că sunt prea nerăbdători ca aceștia să citească și să meargă la prelegeri și se confruntă cu opoziție. O prietenă i-a dus cartea mea Jocul vieții și cum să-l joci fratelui ei ca să o citească. Tinerii din familie, nepoții ei, au refuzat să o citească. Nu erau interesate, interesați de chestii nebunești. Unul dintre acești tineri era taximetrist. Într-o noapte, conducea taxiul care aparținea altui bărbat. Când făcea curat în mașină, a găsit o carte care alunecase pe banchetă. Era Jocul vieții și cum să-l joci. A doua zi a spus mătușii sale, am găsit cartea doamnei și în taxi noaptea trecută. Am citit-o și e minunată. Eu o lectură bună. De ce nu scrie altă carte? Dumnezeu lucrează pe căi ocolite ca să facă minunile sale. Întâlnesc oameni nefericiți și câțiva oameni recunoscători și mulțumiți. Un bărbat mi-a spus într-o zi. Am multe lucruri pentru care să fiu recunoscător. Sunt sănătos, am suficienți bani și sunt încă burlac. Psalmul 89 este foarte interesant pentru că aflăm că în el participă două persoane, omul care cântă psalmul, pentru că toți psalmii sunt cântece sau poezii, iar Domnul Dumnezeu al puterilor îi răspunde. Este un cântec de laudă și de mulțumire care elogiază brațul puternic al lui Dumnezeu. În durările tale, Doamne, în veac le voi cânta. Doamne, Dumnezeul puterilor, cine este asemenea ție? Tare ești, Doamne, și adevărul tău e împrejurul tău. Al tău este brațul care are putere. Întărească-se mâna ta, dreapta ta să se înalțe. Atunci Domnul Puterilor răspunde. Pentru că mâna mea îi va veni într-ajutor și brațul meu îl va întări. Și adevărul meu și mila mea cu el vor fi și fruntea lui în numele meu se va înălța. În veac îi voi păstra mila mea și legământul meu credincios îi va fi. Auzim cuvintele în veac numai în Biblie și în bazme. În absolut, omul este în afara timpului și spațiului. Binele lui este din veac în veac. Bazmele provin din vechile legende persane care au fost fondate pe adevăr. Aladin și lampa sa minunată reprezintă imaginea de ansamblu a cuvântului. Aladin a frecat lampa și toate dorințele lui s-au adeverit. Cuvântul tău este lampa ta. Cuvintele și gândurile sunt o formă de activitate radio și nu se vor întoarce până când se vor împlini toate. Un om de știință a spus odată, cuvintele sunt îmbrăcate în lumină, culegi continuu roadele cuvintelor tale. O prietenă a spus la una dintre întâlnirile noastre că a adus un bărbat la clasa mea care era șomer de un an sau chiar de mai mult. I-am dat declarația. Acum este momentul potrivit. Astăzi este ziua norocului meu uimitor. A vibrat în conștiința lui. Curând după aceea, i s-a oferit o poziție în care era plătit cu 9.000 de dolari pe an. O femeie mi-a spus că, atunci când am binecuvântat donația, am spus că fiecare donație se va întoarce de 1000 de ori. A pus un dolar în colectă. Ea a spus cu mare convingere: Acest dolar este binecuvântat și se întoarce sub formă de 1000 de dolari. La scurt timp după aceea, a primit 1000 de dolari într-un mod complet neașteptat. De ce unii oameni demonstrează acest adevăr mult mai repede decât alții? Este pentru că ei au urechile care aud. Iisus Hristos spune pilda omului care a semănat sămânța și a căzut pe un teren bun. Sămânța e cuvântul. Eu spun. Ascultați declarația care rezonează. Declarația care vă face să realizați. Această afirmație va da roade. Zilele trecute am intrat într-un magazin pe al cărui proprietar îl cunosc destul de bine. I-am dat unuia dintre angajații săi un carton cu afirmații. I-am spus în glumă, n-aș vrea să-i rosesc un carton cu afirmații pe tine, nu-l vei folosi. El a răspuns, o, oh, bineînțeles, dă-mi unul, o să-l folosesc. În săptămâna următoare i-am dat un cartonaș. Înainte să plec, s-a repezit la mine emoționat și mi-a spus, am făcut declarația și au intrat doi clienți noi. A fost, acum este timpul stabilit, astăzi este ziua norocului meu imitor. A vibrat. Foarte mulți oameni își folosesc cuvintele în declarații exagerate și nesăbuite. Am găsit o mare cantitate de material pentru prelegerile mele la salonul de înfrumusețare. O tânără dorea o revistă de citit. A chemat-o pe recepționeră. Dăm ceva teribil de nou și îngrozitor de interesant. Tot ce dorea era cea mai recentă revistă despre filme. Îi auzi pe oameni spunând, aș vrea să se întâmple ceva teribil de interesant. Invita astfel o experiență nefericită, dar interesantă, în viața lor. Apoi se întreabă de ce li s-a întâmplat. Ar trebui să existe un departament de metafizică în toate colegiile. Metafizica este înțelepciunea veacurilor. Este înțelepciunea antică predată de-a lungul secolelor în India, Egipt și Grecia. Hermestris Megistul a fost un mare învățător al Egiptului. Învățăturile sale au fost bine păzite și au ajuns la noi în ultimele zece secole. El a trăit în Egipt în zilele în care omul din zilele noastre era în fază incipientă de pruncie. Dar dacă citești cu atenție Chi Babilon, descoperi că el ne-a învățat ceea ce predăm astăzi. El a spus că toate stările mentale sunt însoțite de vibrații. Te amestești cu ceea ce vibrezi, așa că fie ca noi toți să vibrăm acum pentru succes, fericire și abundență. Acum este momentul potrivit. Astăzi este ziua norocului meu uimitor. Capitolul 6. Răscrucea de drumuri Alegeți-vă acum cui veți sluji. Iosua Navi, 24-15 În fiecare zi trebuie să alegem. Suntem la o răscruce. Să fac așa sau așa. Să plec sau să rămân. Mulți oameni nu știu ce să facă. Se grăbesc să lase alte persoane să ia decizii pentru ei, apoi regretă că le-a urmat sfatul. Mai sunt și alții care motivează cu atenție lucrurile. Ei cântăresc și măsoară situația ca și cum ar fi alimente, și sunt surprinși atunci când nu reușesc să-și atingă scopul. Există alte persoane care urmează calea magică a intuiției și se găsesc pe pământul făgăduinței într-o clipită. Intuiția este o capacitate spirituală care este mult superioară minții raționale. Dar pe calea ei se află tot ceea ce dorești sau ceri. În cartea mea, Jocul vieții și cum să-l joci, ofer multe exemple de succes obținut prin utilizarea acestei facultăți minunate. Eu spun, de asemenea, că rugăciunea este ca și cum i-am telefonat lui Dumnezeu, iar intuiția este ca și cum Dumnezeu îți telefonează ție. Așa că alegeți această zi pentru a urma calea magică a intuiției. La sesiunile mele de întrebări și răspunsuri vă spun cum să cultivați intuiția. Cei mai mulți oameni au o capacitate care a rămas latentă. Așa că noi spunem: Trezește-te în somn. Trezește-te pentru indiciile și intuițiile tale. Trezește-te la divinitatea din interior. Claude Bragdon a spus: A trăi intuitiv înseamnă a trăi în patru dimensiuni. Acum, când este necesar să iei o decizie, ești la o răscruce Cere un indiciu sigur și inconfundabil și îl vei primi. Găsim multe evenimente pe care le putem interpreta metafizic în cartea lui Iosua. Și a fost că după moartea lui Moise a grăit domnul către Josua, fiul lui Navi, ajutătorul lui Moise, zicând Moise, robul meu, a murit. Ridică-te, dar, și treci ordanul, tu și tot poporul acesta, în țara pe care eu le-o dau. Tot locul pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, așa cum i-am grăit lui Moise. Talpa piciorului este simbolul înțelegerii, deci, în interpretare metafizică, înseamnă că tot ceea ce înțelegem este în conștiința noastră, iar ceea ce este înrădăcinat acolo nu poate fi luat niciodată de la noi. Căci Biblia spune în continuare: Nu va fi om care să-ți stea împotrivă pe toată durata zilelor vieții tale. Așa cum am fost cu Moise, întocmai voi fi și cu tine. Nu te voi părăsi și nu te voi trece cu vederea. Întărește-te, dar și îmbărbătează-te, ca să păzești și să faci așa cum ți-a poruncit Moise sluga mea, și de la ele să nu te abați nici la dreapta, nici la stânga, pentru ca să fii tu înțelept în tot ceea ce vei face. Prin urmare, Constatăm că avem succes prin faptul că suntem puternici și foarte curajoși în respectarea legii spirituale. Ne-am întors din nou la răscrucea din drum, la necesitatea alegerii. Alegeți-vă acum cui anume veți sluji: intelectului sau îndrumării divine. Un om cunoscut care a devenit foarte influent în lumea financiară i-a spus unui prieten: Întotdeauna îmi urmez intuiția și am noroc întrupat. Inspirația. Care este îndrumarea divină, este cel mai important lucru în viață. Oamenii vin la întâlnirile adevărului pentru inspirație. Mi se pare că un cuvânt potrivit poate să demareze activitatea divină de operare în faptele lor. O femeie a venit la mine cu o problemă. I-am spus: Lasă-l pe Dumnezeu să jongleze cu situația. A vibrat. A luat afirmația: Acum îl las pe Dumnezeu să jongleze cu această situație. Aproape imediat a închiriat o casă care era vacantă de mult timp. Lasă-l pe Dumnezeu să jongleze cu fiecare situație, pentru că atunci când tu încerci să jonglezi cu situația, scap din mâini toate bilele. În timpul sesiunilor mele de întrebări și răspunsuri, sunt întrebată: Cum îl lași pe Dumnezeu să jongleze cu o situație? și ce înseamnă când spui că eu nu ar trebui să jonglez? Jonglez cu intelectul. Intelectul poate spune, fremurile sunt grele, în domeniul imobiliar nu prea se mișcă nimic. Să nu aveți mari așteptări până în toamna anului 1958. Culegea spirituală există doar momentul prezent. Înainte de a chema, ți se va răspunde, pentru că timpul și spațiul sunt doar un vis. Și binecuvântarea ta este acolo, așteptându-te să o eliberezi prin credință și cuvânt. Alegeți-vă acum cui veți sluji. Fricii sau credinței? În fiecare act motivat de frică se află germenul propriei înfrângeri. Este nevoie de mai multă putere și curaj pentru a avea încredere în Dumnezeu. De multe ori avem încredere în El, în lucruri mici, dar când vine vorba despre o situație importantă, simțim că ar fi mai bine să ne ocupăm noi de ea. Apoi urmează înfrângerea și eșecul. Următorul fragment e dintr-o scrisoare pe care am primit-o de la o femeie din vest. Și care arată cum se pot schimba condițiile într-o clipită. Am avut plăcerea să citesc minunata ta carte, Jocul vieții și cum să-l joci. Am patru băieți, de 10, 13, 15 și respectiv 17 ani, și m-am gândit cât de minunat este pentru ei să o înțeleagă la vârsta lor fragedă și să poată obține lucruri care sunt ale lor prin dreptul divin. Doamna care m-a lăsat să-i citesc exemplarul mi-a dat și alte lucruri de citit. Dar mi s-a părut că atunci când am atins această carte, era magnetică și nu puteam să o las din mână. După ce am citit-o, mi-am dat seama că încercam să trăiesc în mod divin, dar nu înțelegeam legea, altfel aș fi avansat mult mai mult. La început am crezut că e destul de greu să-mi găsesc un loc în lumea afacerilor, după atâția ani în care am fost doar mamă. Dar am primit această declarație. Dumnezeu creează o cale când nu există nicio cale. Și el a făcut exact asta pentru mine. Sunt recunoscătoare pentru poziția mea și zâmbesc atunci când oamenii spun: Cum reușești să te descurci cu patru băieți, o casă și după toate internările în, în spital cu operații majore și cu niciuna dintre rudele tale aproape de tine? Am această afirmație în cartea mea. Dumnezeu creează o cale când nu există nicio cale. Dumnezeu i-a făcut o cale în afaceri când toți prietenii ei au spus că nu se poate. O persoană obișnuită îți va spune că aproape nimic nu se poate face. Am avut un exemplu al acestui lucru în altă zi. Am găsit într-un magazin un fermecător aparat de făcut cafea din argint. L-am arătat unor prieteni entuziasmată, gândindu-mă că este foarte drăguț, iar unul mi-a spus: Nu va funcționa niciodată. Celălalt a zis: Dacă ar fi al meu, l-aș arunca. I-am luat apărarea micuțului aparat și am spus că știam că va funcționa, după cum s-a și dovedit. Prietenii mei erau genul de persoană obișnuită care spune, nu se poate. Toate ideile mari se confruntă cu opoziție. Nu-i lăsa pe alții să-ți guduie barca. Urmează calea înțelepciunii și a înțelegerii. Să nu te abați nici la dreapta, nici la stânga, pentru ca să fii tu înțelept în tot ceea ce vei face. În versetul al 13-lea al capitolului 24 din Iosua Navi, citim o declarație remarcabilă. Și v-am dat țara cu care nu v-ați ostenit și cetățile pe care nu le-ați zidit și trăiți în ele. Din viile și din grădinile de măslin pe care nu le-ați sădit, iată, mâncați roade. Acest lucru arată că omul nu poate câștiga nimic, binecuvântările sale vin sub formă de daruri. Daruri ca nu cumva vreun om să se laude. Odată cu realizarea bogăției, primim darul bogăției. Odată cu realizarea succesului, primim darul succesului, pentru că succesul și abundența sunt stări de spirit. Domnul Dumnezeul nostru, El este Dumnezeu. El ne-a scos pe noi și pe părinții noștri din țara Egiptului, din casa robiei. Țara Egiptului înseamnă întuneric. Casa robiei, unde omul este sclavul îndoielilor și temerilor sale, și al credinței în lipsuri și limitare, rezultatul faptului că a urmat calea greșită la răscruce. Nenorocirea se datorează eșecului de a urma lucrurile pe care spiritul le-a revelat prin intuiție. Toate lucrurile mari au fost realizate de oameni care au utilizat ideile lor mărețe. Henry Ford era trecut de vârsta mijlocie când i-a venit ideea pentru mașina Ford. I-a fost foarte greu să strângă banii. Prietenii lui au crezut că e o idee nebunească. Tatălui lui i-a spus, cu lacrimi în ochi, Henry, de, la... de ce renunți la o slujbă bună, unde primești 25 de dolari pe săptămână, ca să urmărești o idee nebunească? Dar nimeni nu putea zgudui barca lui Henry Ford. Deci, pentru a ieși din țara Egiptului, din țara Robiei, trebuie să luăm deciziile corecte. La răscruce urmați calea cea dreaptă. Întărește-te dar și îmbărbătează-te ca să păzești și să faci așa cum ți-a poruncit Moise sluga mea și de la ele să nu te abați nici la dreapta, nici la stânga, pentru ca să fii tu înțelept în tot ceea ce vei face. Deci, pe măsură ce ajungem la răscruce astăzi, să urmăm fără teamă vocea intuiției. Biblia o numește vocea încă mică, a venit o voce în spatele meu spunând: Aceasta este calea, umblați în ea! Pe această cale se află binele deja pregătit pentru tine. Vei găsi pământul pe care nu voi v-ați ostenit și cetățile pe care nu voi le-ați zidit. V-ați aședat în ele și ați mâncat din viile și din măslinii pe care nu voi i-ați sădit. Sunt condus în mod divin, la răscruce urmez calea potrivită. Dumnezeu creează o cale când nu există nicio cale. Capitolul 7. Traversarea mării tale roșii Spune fiilor lui Israel să pornească. Ieșirea 14.15 una dintre cele mai dramatice povestiri din Biblie este episodul în care fiii lui Israel traversează Marea Roșie. Moisei conducea la ieșirea din țara Egiptului, unde erau ținuți în robie și sclavie. Erau urmăriți de egipteni. Fiilor lui Israel, ca majorității oamenilor, nu le plăcea să se încreadă în Dumnezeu, așa că murmurau mult. I-au spus lui Moise, oare nu asta îți spuneam noi în Egipt zicându-ți, lasă-ne să robim egiptenilor? Că mai bine era să le fim robi egiptenilor decât să murim în pustia aceasta. Moise însă a zis către popor, nu vă temeți, țineți-vă bine și veți vedea mântuirea pe care Domnul o va face astăzi asupra vă. Pe egiptenii pe care îi vedeți astăzi, nu-i veți mai vedea în veacul vecilor. Domnul se va lupta pentru voi. Voi nu vă rămâne decât să fiți liniștiți. Am putea spune că Moise a bătut credința în copiii lui Israel. Ei preferau să fie sclavii vechilor lor îndoieli și temeri, căci Egiptul simbolizează întunericul, decât să facă un salt uriaș în credință și să treacă prin pustie către pământul făgăduinței. Există într-adevăr un pustiu prin care trebuie să treci înainte de a ajunge la pământul făgăduinței. Vechile îndoiel și temeri se învârt în jurul tău, dar există întotdeauna cineva care să te îndemne să mergi mai departe. Întotdeauna există un moise în calea ta. Uneori este un prieten, alteori este intuiția. Atunci a zis domnul către moise, Ce strigi către mine? Spunele fiilor lui Israel să pornească. Iar tu, ridică-ți toiagul, întindeți mâna asupra mării și despico, să treacă fiii lui Israel prin mijlocul mării ca pe uscat. Moise și-a întins mâna asupra mării, iar Domnul a mânat marea toată noaptea cu vânt puternic de la răsărit și a făcut din mare uscat ca apele se despicaseră. Iar fiul lui Israel mergeau prin mijlocul mării ca pe uscat. Apele le erau perete de-a dreapta și perete de-a stânga. Dar egiptenii s-au pus pe urma lor și au intrat după ei toți caii lui Faraon, carele și călăreții lui, în mijlocul mării. Iar Domnul a zis către Moise, întindeți mâna asupra mării, apele să se întoarcă asupra egiptenilor, asupra carelor și călăreților lor. Și și-a întins Moise mâna asupra mării. Spre ziua s-a întors apa la locul ei, iar egiptenii fugeau pe sub apă. Și a anecat Domnul pe egipteni în mijlocul mării. Iar apele s-au tras la loc și au acoperit carele și călăreții și întreaga oastea lui Faraon, care intrase după ei în mare și n-a rămas niciunul. Ține minte, Biblia vorbește despre individ. Este vorba despre pustia ta, despre marea ta roșie și despre țara ta a făgăduinței. Fiecare dintre voi are o țară a făgăduinței, dorința inimii voastre, dar ați fost atât de înrobiți de egipteni, gândurile voastre negative, încât pare foarte departe și e prea frumos ca să fie adevărat. Consider că încrederea în Dumnezeu este o propunere foarte riscantă. Pustia s-ar putea dovedi mai rea decât egiptenii. Și de unde știi că țara făgăduinței există cu adevărat? Mintea rațională îi va susține întotdeauna pe egipteni. Dar mai devreme sau mai târziu ce va spune? Pornește! De obicei, prin circumstanțe ești condus la ea. Dau exemplul unei studente. Este o pianistă minunată și a avut un mare succes în străinătate. S-a întors cu un caiet plin de decupaje din recenziile publicate în presă și cu inima fericită. O rudă s-a interesat de ea și a spus că o va susține financiar pentru un turneu de concerte. Ei au ales un manager care a preluat cheltuielile și care se ocupa de rezervările ei. După un concert sau două, nu au mai fost fonduri. Managerul luase banii. Prietena mea s-a trezit în dificultate, dezolată și dezamăgită. Atunci a și venit la mine. Îl ura pe bărbatul acela și asta o îmbolnăvea. Avea foarte puțin bani și își putea permite doar o cameră de primantă, în care mâinile ei erau adesea prea înghețate ca să poată repeta. Era într-adevăr în robia egiptenilor. Ura, resentimentele, lipsurile și limitarea. Cineva a adus-o la una dintre întâlnirile mele, mi-a vorbit și mi-a spus povestea ei. I-am spus: În primul rând, trebuie să încetezi să-l mai urăști pe acel om. Când vei putea să-l ierti, succesul tău se va întoarce la tine. Trebuie să iei inițiativa și să ierti. Părea un lucru destul de greu, dar a încercat și a venit în mod regulat la toate întâlnirile cu mine. Între timp, Ruda a declanșat un proces pentru a recupera banii. Timpul a trecut și nu s-a ajuns niciodată la tribunal. Prietena mea a fost chemată să meargă în California. Nu s-a mai îngrijorat de situație și l-a iertat pe bărbat. Brusc, după aproximativ patru ani, a fost anunțată că acest caz a ajuns în instanță. M-a sunat la sosirea ei în New York și m-a rugat să rostesc cuvântul pentru dreptate și justiție. S-a dus la tribunal și totul a fost stabilit în afara instanței. Omul a returnat banii prin plăți lunare. A venit la mine, debordând de bucurie, și mi-a spus: Nu am avut nici cel mai mic resentiment față de acel om. A fost uimit când l-am salutat cordial. Ruda ei a spus că toți banii urmau să ajungă la ea, așa că s-a trezit cu o sumă mare în contul bancar. Acum va ajunge în curând în țara făgăduinței a ei. A ieșit din casa robiei, a urii și resentimentelor și a traversat Marea Roșie. Bunăvoința ei față de bărbat a făcut ca apele să se despartă, iar ea a trecut pe uscat. Uscatul simbolizează ceva substanțial sub tălpile picioarelor tale, iar tălpile simbolizează înțelegerea. Moise se remarcă precum una dintre cele mai mari figuri din istoria biblică. Moise a avut ideea să se mute din Egipt împreună cu poporul său. Sarcina care i-a fost dată nu a fost doar să treacă peste refuzul lui Faraon de a-i lăsa să plece pe cei pe care îi transformase în sclavi profitabili, ci și să stimuleze rebeliunea acestui popor care își pierduse orice inițiativă sub o sânda vătafilor. Era nevoie de un geniu extraordinar pentru a îndeplini această condiție, pe care Moise îl poseda cu abnegație de sine și cu curajul propriilor convingeri. Abnegație de sine a fost numit cel mai blând dintre oameni. Am auzit adesea expresia: la fel de blând ca Moise. El a fost atât de blând față de poruncile Domnului, încât a devenit unul dintre cei mai puternici oameni. Domnul i-a zis lui Moise: Iar tu, ridică Stoiagul, întinde-ți mâna asupra mării și despico, să treacă fiul lui Israel prin mijlocul mării ca pe uscat. Deci, fără să ezite nici măcar o clipă, Moise le-a spus fiilor lui Israel, porniți! A fost un lucru de mare cutezanță să conducă o mulțime de oameni în mare, având credința perfectă că nu se vor înneca. Iată minunea! Domnul a mânat marea toată noaptea cu vânt puternic de la răsărit și a făcut din mare uscat ca apele să despicaseră. Ține minte, asta ți s-ar putea întâmpla chiar în această zi. Gândește-te la problema ta. Poate că ți-ai pierdut inițiativa, căci ai trăit atât de mult timp în robia faraonului, îndoielile, temerile și descurajările tale. Spuneți, pornește! Domnul a mânat marea toată noaptea cu vânt puternic de la răsărit. Ne vom gândi la acest vânt puternic de la răsărit ca la o afirmație puternică. Ia o declarație vitală a adevărului. De exemplu, dacă problema ta este una financiară, spune, Izvorul meu este Dumnezeu, și surprize financiare mari și fericite vin la mine, sub har, în moduri perfecte. Afirmația este una bună, căci conține elementul de mister. Ni Mi se spune că Dumnezeu lucrează în moduri misterioase minunile sale. Am putea spune în moduri surprinzătoare. Acum că ai făcut declarația despre izvor, ai făcut ca vântul de la răsărit să sufle. Deci pornește pe jos către Marea Roșie a lipsurilor sau limitării. Mergând până la Marea Roșie, îți arăți neînfricarea. Voi spune povestea unei studente care primise o invitație să-și viziteze prietenii într-o stațiune de vară foarte la modă. Ea locuia la țară de mult timp, se cam îngrășase și nimic nu o mai încăpea în afară de costumul de cercetaș. Și, pe neașteptate, a primit invitația. Însemna haine de seară, pantofi și accesorii, nu avea din niciunele și nici bani să le cumpere. A venit la mine. I-am spus: Care este intuiția ta? Ea a răspuns: Nu am nicio teamă. Am intuiția că trebuie să merg oricum. Așa că și-a pus cu mare greutate niște haine în care să călătorească și a plecat. Când a ajuns acasă la prietena ei, a fost întâmpinată călduros, dar gazda ei a spus cu oarecare jenă: Poate că ceea ce am făcut te va jigni, dar am pus niște haine de seară și pantofi pe care nu i-am purtat niciodată în camera ta n-ai vrea să le folosești. Prietena mea a asigurat-o că ar fi încântată și totul i-a venit perfect. Ea a pășit într-adevăr până la Marea ei Roșie și a trecut-o pe uscat. Apele din Marea mea Roșie se despart și eu trec prin ea ca pe uscat, pornesc acum către al meu pământ al făgăduinței. Capitolul 8. Străjerul de la poartă pus am peste voi străjeri și am zis, ascultați glasul trâmbiței. Ieremia 6.17 Cu toții trebuie să avem un străjer la ușa gândurilor noastre. Străjerul de la poartă este mintea supraconștientă. Avem puterea de a ne alege gândurile. Din moment ce am trăit cu goana gândurilor de mii de ani, pare aproape imposibil să le controlăm gonesc prin mintea noastră ca niște turme de vaci sau oi care aleargă pline de panică. Dar un singur câine ciobănesc poate să controleze oile speriate și le poate ghida înapoi în țarc. Am văzut un film la știri despre un câine ciobănesc care controla oile. Le adunase pe toate, în afară de trei dintre ele. Cele trei se opuneau și se împotriveau. Behăiau și ridicau picioarele din față în semn de protest, dar câinele pur și simplu s-a așezat în fața lor și nu și-a luat ochii de la ele. Nu a lătrat și nu le-a amenințat. S-a așezat și le-a privit cu hotărâre. La scurt timp, oile și-au plecat capetele și au intrat în țarc. Putem învăța să ne controlăm gândurile în același mod, prin hotărâre blândă, nu prin forță. Luăm o afirmație și o repetăm în continuu, în timp ce gândurile noastre aleargă necontrolat. Nu ne putem controla întotdeauna gândurile, dar ne putem controla cuvintele, iar repetiția impresionează subconștientul și suntem apoi stăpâni pe situație. În al șaselea capitol din Eremia citim Pus am peste voi străjeri și am zis Ascultați glasul trâmbiței Succesul și fericirea ta în viață depind de străjerul de la ușa gândurilor tale care, mai devreme sau mai târziu, se cristalizează în exterior, Oamenii cred că fugind de o situație negativă vor scăpa de ea, dar se confruntă cu aceeași situație oriunde s-ar duce. Se vor întâlni cu aceleași experiențe până când își vor învăța lecțiile. Această idee este evidențiată în filmul Vrăjitorul din Oz. Fetița, Dorothy, e foarte nefericită pentru că femeia rea din sat vrea să ia câinele pe Toto. Ea se duce disperată la mătușa ei, M., și unchiul Henry, dar aceștia sunt prea ocupați ca să o asculte și îi spun să meargă la joacă. Ea îi spune lui Toto, există undeva un loc minunat deasupra cerului unde toată lumea este fericită și nimeni nu este rău. Cât de mult i-ar plăcea să se afle acolo? Un ciclon își face brusc apariția în Kansas, iar ea și Toto sunt ridicați pe sus, în înalturile cerului și aterizează în țara Oz. Totul pare încântător la început, dar în curând are aceleași experiențe vechi. Bătrânarea a satului s-a transformat într-o vrăjitoare teribilă și încă încearcă să îi ia pe toto. Acum fetița și-ar dori să fie în Kansas. I se spune să-l găsească prevăjitorul din Oz. El este puternic și îi va îndeplini cererea. Pornește la drum în căutarea palatului din orașul de Smarald, pe drum întâlnește o sperietoare de ciori care este nefericită pentru că nu are creier. Apoi întâlnește un om din tinichea care este nefericit pentru că nu are o inimă. Apoi întâlnește un leu care e nefericit pentru că nu are curaj. Ea îi bine dispune spunând, vom merge cu toții la vrăjitorul din Oz și el ne va da tuturor ceea ce vrem. Un creier, sperietorii de ciori, o inimă omului de tinichea și curaj leului. Pe drum au niște experiențe teribile, pentru că vrăjitoarea cerea este hotărâtă să o prindă pe Dorothy și să-i ia pe Toto și papucii rubinii care o protejează. În cele din urmă, ajung la Palatul de Smarald al Vrăjitorului din Oz. Ei cer o audiență, dar li se spune că nimeni nu l-a văzut vreodată pe Vrăjitorul din Oz, care trăiește înconjurat de mister în palat. Dar, prin influența vrăjitoarei bune din Nord, reușesc să intre în palat. Acolo descoperă că vrăjitorul e doar un magician fals din orașul natal al lui Dorothy, din Kansas. Toți sunt disperați pentru că dorințele lor nu pot fi îndeplinite. Dar vrăjitoarea cea bună le arată că dorințele le sunt deja îndeplinite. Sperietoarea de cior și-a format un creier trebuind să ia o decizie în experiențele pe care le-a avut pe drum. Omul de tinichea află care o inimă pentru că o iubește pe Dorothy iar leul a devenit curajos pentru că a trebuit să dea dovadă de neînfricare în numeroasele sale aventuri. Vrăjitoarea cea bună din Nord îi spune lui Dorothy, Ce ai învățat din experiențele tale?" Iar Dorothy îi răspunde, Am învățat că dorința inimii mele este în propria casă și în propria curte din față." Astfel, vrăjitoarea cea bună îi flutură bagheta, iar Dorothy este din nou acasă. Se trezește și află că sperietoarea de ciori, omul de tinichea și leul sunt oamenii care lucrează la ferma unchiului ei. Sunt atât de bucuroși că a venit înapoi. Această poveste te învață că, dacă fugi de problemele tale, acestea te vor urmări. Nu te lăsa tulburat de o situație, iar aceasta va cădea sub propria greutate. Există o lege ocultă a indiferenței. Nimic din toate astea nu mă mișcă. Niciunul dintre aceste lucruri nu mă deranjează, am putea spune în limba modernă. Când nu mai poți fi deranjat, toate tulburările vor dispărea din exterior. Când ochii ți-au văzut învățătorii, aceștia dispar. Pus am peste voi străjeri, ascultați glasul trâmbiței. Trompeta este un instrument muzical folosit în vremuri de demult pentru a atrage atenția oamenilor asupra anumitor lucruri, o victorie sau pentru a le da ordine. Vă veți face un obicei din a acorda atenție fiecărui gând și cuvânt atunci când vă dați seama de importanța lor. Imaginația, foarfeca minții, decupează în mod constant evenimentele care vin în viața ta. Mulți oameni decupează imagini ale fricii, văd lucruri care nu sunt planificate divin. Cu un singur ochi, omul vede doar adevărul. El vede prin rău, știind că din el vine binele. Transformă netreptatea în dreptate și își dezarmează dușmanul trimițând bunăvoință. Citim în mitologie despre ciclopi, o rasă de giganți, despre care se spune că au locuit în Sicilia. Acești giganți aveau un singur ochi în mijlocul frunții. Sediul capacității de a vedea este situat în frunte, între ochi. Deci, acești giganți de legendă au originea în această idee. Ești într-adevăr un uriaș când ai un singur ochi. Atunci, orice gând va fi un gând constructiv, iar fiecare cuvânt un cuvânt al puterii. Lasă al treilea ochi să fie străjerul de la poartă. Dacă ochiul tău e curat, tot trupul tău va fi luminat. Cu un singur ochi, corpul tău va fi transformat într-unul spiritual corpul electric făcut după asemănarea și chipului Dumnezeu, imaginația. Văzând clar planul perfect, am putea răscumpăra lumea, dar ochiul nostru interior văzând o lume a păcii, a belșugului și a bunăvăinței. Nu judecați după înfățișare, ci judecă judecata dreaptă. Un neam nu va ridica sabie împotriva altui neam și ele nu vor mai învăța să se războiască. Legea ocultă a indiferenței înseamnă să că nu ești deranjat de aparențele nefavorabile. Menții constant gândirea constructivă care câștigă. Legea spirituală transcende legea carmei. Aceasta este atitudinea spirituală pe care trebuie să o aibă un vindecător sau practician față de pacientul său. Indiferent la lipsuri, pierderi sau boli, el aduce o schimbare în minte, corp și fapte. Permiteți-mi să citesc din capitolul 31 din Ieremia. Discursul este unul de bucurie. Oferă o imagine a individului eliberat de gândirea negativă. Fiindcă o zi când paznicii de pe muntele lui Efraim vor face chemare, sculați-vă și suiți-vă în Sion la Domnul Dumnezeul vostru. Stânca de la poartă nici nu ațipește, nici nu doarme. Este ochiul care veghează asupra Israelului. Dar persoana care trăiește într-o lume a gândirii negative nu este conștientă de acest ochi interior. Poate avea sclipiri ocazionale de intuiție sau iluminare, apoi cade înapoi într-o lume a haosului. Este nevoie de determinare și de vigilență eternă pentru a verifica cuvintele și gândurile. Gândurile de frică, eșec, ranchiună și reavoință trebuie dizolvate și disipate. Luați afirmația orice răsad pe care nu l-a sădit tatăl meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină. Acest lucru vă oferă o imagine vie, smulgerea buruienilor dintr-o grădină. Ele sunt aruncate deoparte și se usucă pentru că nu mai au solul care le hrănește. Dar persoana care trăiește într-o lume a gândirii negative nu este conștientă de acest ochi interior. Hrănești gândurile negative dându-le atenție utilizează legea ocultă a indiferenței și refuză să fie interesat. În curând, vei infometa armata vrășmașă. Ideile divine îți vor aglomera conștiința, ideile false se vor estompa și vei dori doar ceea ce Dumnezeu dorește prin tine. Chinezii au un proverb. Filozoful lasă croiala hainei în seama croitorului. Așa că lăsați planul vieții voastre în seama Creatorului Divin și veți găsi toate condițiile perfecte permanent. Pământul pe care mă aflu este pământ sfânt. Acum mă extind rapid în planul divin al vieții mele, unde toate condițiile sunt întotdeauna perfecte. Capitolul 9. Calea abundenței El pulberea țărânii o va preface în pietre și pietrele din prunduri în aur de ofir. Iov 22-24 Calea abundenței este o stradă cu sens unic. După cum spune vechea zicală, nu există nicio umbră de îndoială. Ori te către lipsă, ori te către abundență. Omul cu o conștiință bogată și omul cu o conștiință slabă nu pășesc pe aceeași stradă mentală. Resurse generoase sunt planificate divin pentru fiecare persoană. Bogatul le accesează pentru că gândurile bogate produc împrejurări bogate. Schimbați gândurile și, într-o clipită, situația se poate schimba. Lumea ta este o lume de idei cristalizate, de cuvinte cristalizate. Mai devreme sau mai târziu, culegi roadele cuvintelor și gândurilor tale. Cuvintele sunt corpuri sau forțe care se mișcă în spirală și se întorc la timpul potrivit pentru a traversa viețile creatorilor lor. Oamenii care vorbesc mereu despre lipsuri și limitare, culeg lipsuri și limitare. Nu poți intra în împărăția abundenței dacă îți plângi soarta. Cunosc o femeie care era întotdeauna limitată în privința ideilor ei despre prosperitate. Se descurca întotdeauna cu hainele ei vechi, în loc să cumpere haine noi. Era foarte atentă cu banii pe care îi avea și întotdeauna își sfătuia soțul să nu cheltuiască mult. Spunea mereu: Nu vreau niciun lucru pe care nu mi-l pot permite. Nu își putea permite prea multe, așa că nu avea multe lucruri. Brusc, lumea ei s-a prăbușit. Soțul a părăsit-o se săturase de gândurile ei săcăitoare și limitate. Era disperată când într-o zi a dat peste o carte de metafizică. Explica puterea gândului și a cuvintelor. Și-a dat seama că a invitat toate experiențele nefericite prin gândire greșită. A râs din toată inima de greșelile ei și a decis să învețe din ele. Era hotărâtă să dovedească legea abundenței. A folosit banii pe care îi avea, fără teamă, pentru a-și arăta încrederea în resursele ei invizibile. S-a bazat pe Dumnezeu ca sursa a prosperității ei. Nu și-a mai exprimat lipsurile și limitarea. S-a simțit și părea prosperă. Vechii ei prieteni abia au recunoscut-o. I-a făcuse un salt în calea abundenței. I-au venit mai mulți bani decât a avut vreodată. Ușine mai auzite sau au deschis, canale uimitoare au fost eliberate. A avut mare succes într-un domeniu în care nu avea nicio pregătire. S-a trezit pe mi pământ miraculos. Ce s-a întâmplat? A schimbat calitatea cuvintelor și a gândurilor. Și-a pus încrederea în Dumnezeu și și-a încredințat lui toate faptele. A avut multe demonstrații care s-au împlinit în al 11-lea ceas, dar izvorul ei a venit întotdeauna, pentru că și-a săpat șanțurile și a mulțumit fără șovăire. Cineva m-a sunat recent și mi-a spus, caut cu disperare o funcție. I-am răspuns, nu căuta cu disperare, caut-o cu laudă și mulțumire, căci Isus Hristos, cel mai mare metafizician, mi-a spus să mă rog cu laudă și mulțumire. Lauda și recunoștința deschid porțile, căci așteptările înving întotdeauna. Desigur, legea este impersonală, iar o persoană necinstită, cu gânduri bogate, va atrage bogății, dar un lucru dobândit rău nu are vreodată succes, după cum spune Shakespeare. Succesul va fi de scurtă durată și nu va aduce fericire. Trebuie doar să citim ziarele ca să vedem că drumul celui care încalcă legea e greu. Acesta este motivul pentru care este atât de necesar să vă îndreptați cererile către sursa universală și să cereți ceea ce este al vostru prin dreptul divin și sub har într-un mod perfect. Unii oameni atrag prosperitatea, dar nu o pot păstra. Uneori își pierd capul, alteori o pierd din cauza fricii și îngrijorării. Un prieten ne-a povestit această întâmplare în timpul uneia dintre sesiunile mele de întrebări și răspunsuri. O familie din orașul său natal, care fusese întotdeauna săracă, a descoperit brusc petrol în curte. I-a adus mari bogății. Tatăl din familie s-a alăturat clubului de sport și socializare și a învățat să joace golf. Nu mai era atât de tânăr, e fost, efortul a fost prea mare pentru el și a picat mort pe teren. Acest lucru a băgat spaima în restul familiei. Au decis că s-ar putea să aibă cu toții probleme cu inima, așa că acum stau numai în pat cu asistente instruite care le urmăresc fiecare bătaie a inimii. În cursa gândurilor, oamenii trebuiau să-și facă griji în legătură cu ceva. Nu mai aveau grija banilor, așa că și-au mutat grija către sănătate. O idee veche spune, nu poți să ai totul. Dacă ai un lucru, pierzi altul. Oamenii spun mereu, norocul tău nu va dura, e prea frumos ca să fie adevărat. Isus Hristos a spus, în lume, lumea gândurilor, necaz veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea, gândul. În mintea supraconștientă există resurse generoase pentru fiecare cerere, iar binele tău este perfect și permanent. Dacă te întorci la Domnul și în față i te smerești, în conștiință, și înlături nedreptatea din viețuirea ta. El pulberea țărânii o va preface în pietre și pietrele din prunduri în aur de ofir. Și astfel cel puternic e scutul tău în luptă și argint din tine face, curat trecut prin foc. Ce imagine plină de opulență! Rezultatul revenirii la acela tot puternic în conștiință. Cu oamenii obișnuiți care au gândit în termen de lipsuri pentru o lungă perioadă, este foarte dificil să construiești o conștiință bogată. Am o studentă care a atras un mare succes făcând declarația. Sunt fica regelui. Tatăl meu bogat își reversă acum abundența asupra mea. Sunt fica regelui. Totul își face loc în viața mea. Mulți oameni suportă condiții limitative deoarece sunt prea mental pentru a se extrage prin gândire din ele. Trebuie să ai o mare dorință de libertate financiară, trebuie să te simți bogat, trebuie să te vezi bogat, trebuie să te pregătești continuu pentru bogății. Devino ca un copil mic, prefăte că ești bogat. Îmi tipărești astfel în subconștient aceste așteptări. Imaginația este atelierul omului, foarfeca minții, care conturează mereu evenimentele din viața lui. Mintea supraconștientă este tărântul mult inspirației, revelației, iluminării și intuiției. Intuiția este de obicei cunoscută sub formă de presimțire. Nu mai cer scuze pentru cuvântul presimțire. Acum se află în cel mai recent dicționar Webster. Am avut o presimțire că trebuie să caut cuvântul presimțire și iată am găsit-o. Mintea supraconștientă este tărâmul ideilor perfecte. Marele geniu își captează gândurile din supraconștient. Fără viziune, imaginație, poporul meu piere. Când oamenii și-au pierdut puterea de a și imagina binele, ei pierd sau dau faliment. Este interesant de comparat traducerea Bibliei în limbile franceză și engleză. În versetul 21 al celui de-al 22-lea capitol al lui Iov citim Fiați pruntine însuți de stărui în răbdare și după aceea roadați va fi într-o bunătăți. În Biblia franceză citim Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Versetul 23 Dacă te întorci la Domnul și în față i te zmerești și înlături nedreptatea din viețuirea ta, în traducerea în franceză citim Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la acela tot puternic, dacă depărteți fără de legea din cortul tău. În versetul 24 citim o traducere nouă și uimitoare. Biblia engleză spune El pulberea țărânii o va preface în pietre și pietrele din prunduri în aur de ofir. Biblia franceză spune Aruncă dar aurul în țărână, aruncă aurul din ofir în prundul pâraielor și atunci cel tot puternic va fi aurul tău, argintul tău, bogăția ta. Asta înseamnă că, dacă oamenii depind în întregime de sursa lor vizibilă, este chiar mai bine să o arunce și să aibă încredere absolută în atotputernic puternic pentru aur, argint și bogății. Dau ca exemplu povestea spusă de un prieten. Un preot a mers să viziteze o mănăstire de călugărițe din Franța, unde au hrănit mulți copii. Una dintre călugărițe, disperată, i-a spus preotului că nu au mâncare, iar copiii vor flămânzi. Ea a spus că mai aveau doar o monedă din argint, aproximativ 25 de cenți. Aveau nevoie de mâncare și de haine. Preotul a spus: Dă-mi moneda. Ea i-a dat-o și el a aruncat-o pe fereastră. Acum, a spus el, bizuie numai pe Dumnezeu. La scurt timp au sosit prieteni cu o mulțime de alimente și de cadouri în bani. Acest lucru nu înseamnă să arunci banii pe care îi ai, ci să nu depinzi de ei. Trebuie să te bazezi pe sursa ta invizibilă, banca imaginației. Să ne atașăm acum de Dumnezeu și să avem pace, căci El va fi aurul nostru, argintul nostru și bogățiile noastre. Inspirația celui atot puternic va fi apărarea mea și voi avea destul argint. Capitolul 10. Nu voi râvni niciodată. Domnul mă paște și nimic nu-mi va lipsi. Psalmi 22 cu 1 Psalmul 22 este cel mai cunoscut dintre toți psalmii, am putea spune că este cheia mesajului Bibliei. Îi spune omului că nimic nu-i va lipsi niciodată când va avea înțelegerea sau convingerea că Domnul este păstorul său. Realizarea că inteligența infinită are grijă de tot ce e necesar. Dacă veți fi convinși de acest lucru astăzi, fiecare nevoie va fi îndeplinită acum și pentru totdeauna. Veți atrage instantaneu din abundența sferelor, orice doriți sau aveți nevoie. Pentru că tot ce aveți nevoie este deja pe calea voastră. O femeie a înțeles imediat. Domnul mă paște și nimic nu-mi va lipsi. Părea să acceseze izvorul invizibil, se simțea în afara timpului și spațiului, nu se mai baza pe cele exterioare. Prima ei demonstrație a fost una mică, dar necesară. Avea nevoie imediat de niște agrafe mari pentru hârtie, dar nu a avut timp să meargă la papetărie să le cumpere. Când căuta altceva, a deschis un cufăr pe care îl deschidea rar și în el a găsit aproximativ o dozină de agrafe mari. A simțit că legea funcționează și a oferit mulțumiri. Apoi au opărut niște bani necesari și alte lucruri mari și mici i-au ieșit în cale. De atunci s-a bazat pe afirmația... Domnul mă paște și nimic nu-mi va lipsi. Obișnuim să-i auzim pe oameni spunând: Nu cred că este corect să-i cerem lui Dumnezeu bani sau lucruri. Nu-și dau seama că acest principiu creator se află în fiecare om. Adevărata spiritualitate se arată când dovedim că Dumnezeu este izvorul nostru zilnic, nu doar din când în când. Isus Hristos cunoștea această lege, căci orice dorea sau cerea apărea imediat pe calea sa pâinile, peștii și banii din gura peștelui. Dacă am înțelege acest lucru, economisirea excesivă ar dispărea. Acest lucru nu înseamnă că nu ar trebui să aveți un cont bancar și investiții, dar înseamnă că nu trebuie să depindeți de ele, pentru că dacă aveți pierderi într-o direcție, ați avea un câștig în alta. Întotdeauna, hambarele tale vor fi pline și paharul tău se va revărsa de prea plin însă cum poate intra cineva în contact cu izvorul lui invizibil prin luarea unei declarații a adevărului care vibrează și care îl face să înțeleagă acest lucru nu este disponibil numai pentru câțiva aleși oricine va chema numele Domnului va fi mântuit Domnul este păstorul tău păstorul meu și păstorul tuturor Dumnezeu este inteligența supremă dedicată îndeplinirii nevoii omului Explicația este că omul este Dumnezeu în acțiune. Iisus Hristos a spus, Eu și Tatăl meu, unul suntem. Am putea parafraza declarația și să spunem, eu și marele principiu creator al Universului, suntem unul și același. Omul îi lipsește ceva doar atunci când pierde contactul cu acest principiu creator, în care trebuie să avem deplină încredere pentru că este inteligență pură și cunoaște calea împlinirii. Mintea rațională și voința personală provoacă un scurt circuit. Descoperă-i Domnului calea ta și nădăjduiește în trânsul și el va lucra. Cei mai mulți oameni sunt plini de teamă și de groază atunci când nu au nimic de care să se agațe în exterior. O femeie a venit la un practician și a spus Sunt doar o femeie săracă, cu nimeni în afara lui Dumnezeu drept sprijin. Practicianul a spus nu trebuie să-ți faci griji dacă ai sprijinul lui Dumnezeu, căci tot ceea ce împărăția își permite îți aparține. O femeie m-a sunat și mi-a spus, aproape în lacrimi, Sunt foarte îngrijorată de situația afacerilor. I-am răspuns: Situația cu Dumnezeu rămâne aceeași. Domnul te paște, nimic nu-ți va lipsi. Dacă o ușă se închide, alta se deschide. Un om de afaceri de mare succes, care își conduce toate afacerile bazându-se pe metodele adevărului, a spus: Problema cu majoritatea oamenilor este că ajung să se bazeze pe anumite situații. Nu au suficientă imaginație pentru a merge mai departe, pentru a deschide noi canale. Aproape fiecare mare succes este construit pe un eșec. Mi s-a spus că Edgar Bergen și-a pierdut rolul într-o producție de pe Broadway pentru că nu mai voiau păpuși pe scenă. Noel Coward l-a invitat în emisiunea lui Rudy Vale de la radio, iar el și Charlie McCarthy au devenit faimoși peste noapte. La una dintre întâlnirile mele am spus povestea unui om care era atât de sărac și de descurajat încât și-a pus capăt zilelor. Câteva zile mai târziu a venit o scrisoare care îl anunța că a moștenit o avere mare. Un om prezent la întâlnire a spus, Asta înseamnă că, atunci când vrei să mori, demonstrația ta e programată cu trei zile prea târziu. Da, nu te lăsa păcălit de bezna dinaintea zorilor. Este un lucru bun să privim zorii din când în când pentru a ne convinge cât de inevitabil sunt. Îmi amintește de o experiență de acum câțiva ani. Am o prietenă care locuia în Brooklyn, lângă Prospect Park. Îi plăcea să facă lucruri neobișnuite și mi-a spus: Vino la mine și ne vom trezi de vreme ca să privim răsăritul în Prospect Park. Inițial am refuzat, apoi am bănuit că ar fi o experiență interesantă. Era vară. Ne-am trezit pe la ora 4, eu, prietena mea și fetița ei. Era întuneric beznă, dar am mers pe stradă până la intrarea în parc. Niște polițiști s-au uitat curioși la noi, dar prietena mea le-a spus cu demnitate. Ne ducem să privim răsăritul. Și părea să-i mulțumească răspunsul. Ne-am plimbat prin parc până la frumoasa grădină de trandafiri. O dungă roz palidă a apărut dinspre est, apoi dintr-o dată am auzit un vacarm extraordinar. Eram aproape de grădina zoologică și toate animalele salutau zorii. Leii și tigrii răgneau, hienele râdeau, erau țipete și urlete, fiecare animal avea ceva de spus pentru o nouă zi. A fost într-adevăr o inspirație. Lumina pătrundea printre copaci. Totul avea un aspect nepământean. Apoi, pe măsură ce se lumina, umbrele noastre erau în fața noastră în loc să fie în spatele nostru. Zorii unei noi zile. Aceștia sunt zorii minunați care vin la fiecare dintre noi după beznă. Zorii tăi de succes, fericire și abundență vor veni cu siguranță. Fiecare zi este importantă pentru că citim în minunatul poem Sanscrit. Arată bine, prin urmare, pentru ziua de azi, acesta este salutul zorilor. În această zi, Domnul este păstorul tău. În această zi, nimic nu-ți va lipsi, căci tu și acest mare principiu creator sunteți unul și același. Psalmul 34 este de asemenea un psalm al siguranței. Începe cu o binecuvântare pentru Domnul. În toată vremea îl voi binecuvânta pe Domnul, lauda lui pururea în vorba mea. Cei ce-l caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Căutarea Domnului înseamnă că omul trebuie să facă prima mișcare. Apropie-te de mine și mă voi apropia de tine, spune Domnul. Îl cauți pe Domnul făcând afirmațiile tale, având așteptări și pregătindu-te pentru binele tău. Dacă ceri succes și te pregătești pentru nereușită, vei primi lucrul pentru care te-ai pregătit. Povestesc în cartea mea, Jocul vieții și cum să-l joci, despre un om care mi-a cerut să rostesc cuvântul pentru ca să-i fie șterse toate datoriile. După tratament, el a spus, Acum mă gândesc ce le voi spune oamenilor atunci când nu voi avea bani ca să le plătesc. Un tratament nu te va ajuta dacă nu ai încredere în el, deoarece credința și speranța impresionează mintea subconștientă cu imaginea împlinirii. În psalmul 23 citim, sufletul mi l-a întors. Sufletul tău este mintea ta subconștientă și trebuie să fie restaurată cu ideile potrivite. Orice simți profund este întipărit în subconștient și se manifestă în treburile tale. Dacă ești convins că ești un ratat, așa vei fi, până când nu vei întipări în subconștient convingerea că ești un succes. Acest lucru se face printr-o afirmație care vibrează. O prietenă mi-a spus că m-am întâlnit cu ea, că i-am dat declarația în timp ce ieșea din cameră. Terenul pe care te afli este teren de recoltă. Pentru ea totul fusese foarte plictisitor, dar această declarație a rezonat. Teren de recoltă, teren de recoltă, i-a răsunat în urechi. Lucrurile bune au început imediat să vină la ea, la fel și surprize fericite. Motivul pentru care este necesar să se facă o afirmație se datorează faptului că repetând se întipărește în subconștient. La început, nu vă puteți controla gândurile, dar vă puteți controla cuvintele, iar Isus Hristos a spus, căci din cuvintele tale te vei întemeia și din cuvintele tale vei fi osândit. În fiecare zi, alegeți cuvintele potrivite, gândurile potrivite. Capacitatea imaginației este cea a creației. Din imaginația inimii vin problemele vieții. Avem cu toții o bancă pe care ne putem baza: banca imaginației. Să ne imaginăm că suntem bogați, sănătoși și fericiți. Imaginează-ți că toate treburile tale sunt în ordine divină dar lasă calea împlinirii în seama inteligenței infinite. Are arme de care voi nu știți. Are canalele care te vor surprinde. Unul dintre cele mai importante versete din Psalmul 22 este Masa ai pregătit înainte, de față cu cei ce mă necăjesc. Aceasta înseamnă că, chiar și în prezența situației inamice, provocate de îndoielile, temerile sau resentimentele tale, îți este pregătită o cale de ieșire. Capitolul 11. Privește cu uimire adus mi am aminte de lucrurile Domnului când voi aduce aminte de minunile tale, cele dintr-un început. Psalm 76:11 Cuvintele minune și minunat sunt folosite de multe ori în Biblie. În dicționar, cuvântul minune este definit ca un motiv de surpriză, uimire, un miracol, o minunăție. Peter de Uspensky, în cartea sa Tertium organum, numește lumea quadrimensională lumea lucrurilor minunate. Și-a dat seama matematic că există un tărâm în care toate condițiile sunt perfecte. Isus Hristos a numit-o împărăția. Noi am putea spune, căutați mai întâi lumea celor minunate și toate lucrurile vă vor fi adăugate. Se poate ajunge acolo doar printr-o stare de conștiință. Isus Hristos a spus că, pentru a intra în împărăție, trebuie să devenim precum copiii. Ei sunt în permanență într-o stare de bucurie și uimire. Viitorul promite un bine misterios. Orice se poate întâmpla peste noapte. Robert Louis Stevenson spune în grădina de versuri a unui copil: Lumea este atât de plină de lucruri, sunt sigur că toți ar trebui să fim la fel de fericiți ca regii. Așadar, să privim cu uimire la ceea ce este înaintea noastră. Această declarație mi-a fost dată cu niște ani în urmă și am menționat-o în cartea mea Jocul vieții și cum să-l joci. Ratasem o oportunitate și am simțit că ar fi trebuit să fiu mai trează pentru binele meu. A doua zi dimineața, am făcut afirmația: Mă uit cu imire la ceea ce este în fața mea. La prânz a sunat telefonul și propunerea mi-a fost trimisă din nou. De data asta, am pus mâna pe ea. M-am uitat, într-adevăr, cu mirare, pentru că nu m-am așteptat ca oportunitatea să vină din nou la mine. O prietenă mi-a spus zilele trecute la una dintre întâlnirile cu mine că această afirmație i-a adus rezultate minunate. Umple conștiința cu așteptări fericite. Copiii sunt plini de așteptări fericite până când oamenii maturi și experiențele nefericite îi scot din lumea lucrurilor minunate. Să privim înapoi și să ne amintim câteva dintre ideile sumbre care ne-au fost oferite. Mâncați mai întâi merele pătate! Nu te aștepta la prea multe și nu vei fi dezamăgit. Nu poți avea totul în viață. Copilăria e cea mai fericită perioada a ta. Nimeni nu știe ce va aduce viitorul. Ce început în viață? Acestea sunt câteva dintre impresiile pe care le-am adunat în copilărie. La vârsta de șase ani aveam un foarte dezvoltat simț al responsabilității. În loc să mă uit cu uimire la ce se afla înaintea mea, mă uitam cu teamă și suspiciune. Mă simt mult mai tânără acum decât atunci când aveam șase ani. Am o fotografie făcută cam la vremea aceea, în care țineam o floare în mână, dar cu o expresie îngrijorată și fără speranță. Lăsasem lumea lucrurilor minunate în urma mea. Acum trăiam în lumea realităților, așa mi-au spus cei mari, de, mai mari decât mine, și era departe de a fi minunată. Este un mare privilegiu pentru copii să trăiască la această vârstă când sunt învățați adevărul de la nașterea lor. Chiar dacă nu sunt învățați despre metafizică, eterul este plin de așteptări bucuroase. La vârsta de șase ani poți să devii o Shirley Temple sau un Freddy Bartolomeu sau un mare pianist și să mergi în turneu cu concertele tale. Ne-am întors acum cu toții în lumea lucrurilor minunate, unde orice se poate întâmpla peste noapte, căci atunci când miracolele vin, ele vin repede. Așa că haide să conștientizăm miracolele și să ne pregătim pentru ele, să le așteptăm, ca astfel să le invităm în viețile noastre. Poate ai nevoie de un miracol financiar. Există resurse pentru fiecare cerere. Prin credință activă, cuvânt și intuiție, eliberăm această resursă invizibilă. Voi da un exemplu. Una dintre studentele mele s-a trezit aproape fără nicio lețcaie, dar avea nevoie de 1000 de dolari. La un moment dat avusese o mulțime de bani și lucruri frumoase, dar nu mai avea decât o mantie de hermină. Niciun vânzător de blănuri nu dorea să-i dea prea mulți bani pe ea. Am rostit cuvântul că va fi vândută persoanei potrivite pentru prețul corect sau că oferta va veni într-un alt mod. Era necesar ca banii să se manifeste imediat, nu era momentul să ne facem griji sau să raționăm. Era pe stradă și își făcea afirmațiile. Era o zi furtunoasă și a spus: O să-mi arăt încrederea activă în resursa mea invizibilă luând un taxi. A fost o intuiție foarte puternică. Când a coborât din taxi la destinație, o aștepta o femeie la intrare. Era o veche prietenă, o prietenă foarte cum se cade. Pentru prima dată în viața ei lua un taxi, căci Rolls-Royce-ul ei era stricat în acea după-amiază. Au vorbit și prietena mea i-a spus despre Mantia de Hermină. Vai, a spus prietena ei: Dar îți dau eu o mie de dolari pe ea. Și în acea după-amiază avea cecul: Căile lui Dumnezeu sunt ingenioase, metodele sale sunt sigure. O studentă mi-a scris zilele trecute că a folosit această declarație: Căile lui Dumnezeu sunt ingenioase, metodele sale sunt sigure. O serie de contacte neașteptate au dus la o situație pe care și-o dorea s-a uitat cu uimire la felul cum lucrează legea. Demonstrațiile noastre vin de obicei într-o fracțiune de secundă. Totul este cronometrat cu o precizie uimitoare în mintea divină. Studenta mea a ieșit din taxi exact când prietena ei se pregătea să ia taxiul. O secundă mai târziu, ea ar fi oprit un alt taxi. Rolul omului este să fie tras pentru indiciile și intuițiile sale, Căci pe calea magică a intuiției se află tot ceea ce dorești sau ceri. În Biblia cititorului modern al lui Richard G. Moulton, cartea psalmilor este recunoscută ca fiind perfecțiunea poeziei lirice. Meditația muzicală, care este esența versurilor, nu poate găsi un câmp mai elevat decât spiritul devotat care se ridică imediat în slujba lui Dumnezeu și se revarsă pe diferitele laturi ale vieții active și contemplative. Psalmii sunt, de asemenea, documente umane și am selectat psalmul 76, deoarece oferă imaginea unui om aflat în disperare, dar în timp ce acesta contemplă minunile lui Dumnezeu, credința și asigurarea îi sunt restabilite. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu și El a luat aminte la mine. În ziua necazului meu pe Dumnezeu l-am căutat, cu mâinile mele ridicate noaptea în fața lui și nu m-am înșelat. Sufletul meu n-a vrut să se mângâie. Oare în veci se va lepăda Domnul de mine și nu va mai avea nicio bunăvoință? Oare uita Dumnezeu să fie milostiv sau într-o mânia sa își va opri îndurările? adus mi am aminte de lucrurile Domnului, că voi aduce aminte de minunile tale, cele dintr-un început, și la toate lucrurile tale voi cugeta și la faptele tale voi gândi. Dumnezeule, calea ta e în locul cel sfânt. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care le faci minuni. Cunoscută ți-ai făcut puterea între popoare. Aceasta este o imagine care ilustrează prin ce trece un student obișnuit al adevărului atunci când se confruntă cu o problemă. El este asaltat de gânduri de îndoială, frică și disperare. Apoi, o declarație a adevărului străfulgeră prin conștiința lui. Căile lui Dumnezeu sunt ingenioase, metodele sale sunt sigure. Își amintește de alte dificultăți care au fost depășite, iar încrederea lui în Dumnezeu revine. Crede că ceea ce Dumnezeu a făcut înainte, El va face pentru mine și mai mult decât atât. Nu cu mult timp în urmă, vorbeam cu un prieten care a spus. Aș fi destul de idiot dacă nu aș crede că Dumnezeu poate să rezolve problema mea. De atâtea ori înainte, lucruri minunate au venit la mine și știu că vor veni din nou. Deci, rezumatul Psalmului 76 este: Ce a făcut Dumnezeu înainte, acum face pentru mine și mai mult decât atât. Este un lucru bun de spus atunci când te gândești la succesul, fericirea sau bogăția din trecut. Toate pierderile vin din propria ta închipuire de șartă, din frica de a pierde strecurată în conștiința ta. Ai dus poveri și bătălii, ai raționat în loc să urmezi calea magică a intuiției. Dar, într-o clipită, toate vor fi restabilite, pentru că, așa cum se spune în Orient, ceea ce Allah a dat nu poate fi diminuat. Acum, pentru a reveni la starea de conștiință a copilului, ar trebui să fii plin de mirare, dar ai grijă să nu trăiești în copilăria trecută. Cunosc oameni care se gândesc numai la zilele lor fericite din copilărie. Își amintesc cu ce erau îmbrăcați. Cerul nu a fost niciodată atât de albastru sau iarba atât de verde. Prin urmare, ei ratează oportunitățile minunate din prezent. Voi spune o poveste amuzantă despre o prietenă care a trăit într-un oraș când era foarte mică, apoi s-a mutat într într-un altul. Întotdeauna și-a amintit casa în care au locuit prima dată, care pentru ea era un palat fermecat, mare, spațios și elegant. Mulți ani mai târziu, când a crescut, a avut ocazia să viziteze acea casă. A fost deziluzionată, i s-a părut mică, înghesuită și urâtă. Ideea ei despre frumusețe se schimbase complet între timp, pentru că în curtea din față mai era și un câine din fier. Dacă te întorci în trecutul tău, nu ar mai fi la fel. Deci, în familia prietenei mele, au denumit trăirea în trecut a trăit cu câinele din fier. Sora ei mi-a spus o poveste despre momente când a trăit cu câinele din fier. Când avea aproximativ 16 ani, s-a întâlnit în străinătate cu un tânăr foarte elegant și romantic, un artist. Această poveste de dragoste nu a durat mult, dar a vorbit despre asta foarte mult cu omul cu care s-a căsătorit după aceea. Anii au trecut, iar tânărul elegant și romantic a devenit un artist binecunoscut și a venit în această țară pentru o expoziție cu picturile sale. Prietena mea era foarte emoționată și l-a căutat pentru a reînnoda prietenia lor. A mers la expoziția lui și în încăpere a intrat un om de afaceri solid, nicio urmă nu mai rămăsese din tânărul elegant și romantic. Când i-a povestit soțului ei, tot ce a spus a fost, ai trăit cu câinele din fier. Amintiți-vă, acum este momentul. Azi e ziua cea mare și binele vostru se poate întâmpla peste noapte. Uită-te cu imire la ceea ce este în fața ta. Suntem plini de speranță divină. Vă voi da răsplată pentru anii pe care i-au mâncat lăcustele. Fiecare dintre noi să se gândească acum la binele care pare atât de greu de atins. Poate fi vorba despre sănătate, bogăție, fericire sau exprimare de sine perfectă. Nu te gândi la modul în care binele tău poate fi realizat, doar oferă mulțumiri pentru că l-ai primit deja pe planul invizibil, prin urmare, pașii care duc la el sunt asigurați de asemenea. Fi treaz la indiciile tale intuitive, și dintr-o dată te afli pe pământul făgăduinței. Mă uit cu uimire la ceea ce este în fața mea. Capitolul 12 Ține pasul cu binele tău. Și va fi că mai înainte ca ei să fi strigat, eu îi voi auzi și mai înainte ca ei să fi sfârșit vorba, eu voi zice, ce este? Isaia 65, 24 Ține pasul cu binele tău. Acesta este un nou mod de a spune: Înainte de a fi strigat, eu îi voi auzi. Binele tău te precedă, ajunge acolo înaintea ta. Dar cum să-ți ajungi din urmă binele? Trebuie să ai urechi care aud și ochi care văd, sau îți va scăpa printre degete. Unii oameni nu pot prinde niciodată din urmă binele lor întreaga viață. Ei spun: Viața mea a fost întotdeauna plină de greutăți, nu am avut niciodată noroc. Aceștia sunt oamenii care au dormit și care și-au ratat ocaziile, ori din lene, ori nu și-au prins din urmă binele. O femeie a spus unui grup de prieteni că nu a mâncat timp de trei zile. Ei s-au repezit să ceară în stânga și în dreapta ca ea să primească de lucru, dar ea a refuzat. A spus că nu se poate escula niciodată înainte de ora 12, îi plăcea să stea în pat și să citească reviste. Voia doar ca oamenii să o susțină în timp ce citea Vogue și Harper's Bazaar. Trebuie să fim atenți să nu alunecăm în stări de spirit leneșe. Ia afirmația: Eu sunt treaz în fața binelui meu, niciodată nu ratez o ocazie. Majoritatea oamenilor sunt doar pe jumătate conștienți în fața binelui lor. Un student mi-a spus: Dacă nu mi urmezi intuiția, întotdeauna intru într-o încurcătură. Voi spune povestea unei femei, una dintre studentele mele, care și-a urmat indiciile intuiției, lucru care i-a adus rezultate uimitoare. Fusese invitată să-și viziteze prietenii într-un oraș din apropiere. Avea foarte puțin bani. Când a ajuns la destinație, a găsit casa încuiată. Dispăruseră. Era disperată. Apoi a început să se roage. A spus: Inteligență infinită, dă-mi un indiciu clar ca să știu ce să fac i-a trecut prin minte numele unui anumit hotel care a persistat, iar numele părea să iasă în evidență cu litere mari. Avea suficienți bani doar ca să se întoarcă la New York și pentru hotel. Chiar la intrarea în hotel i-a ieșit în cale o veche prietenă pe care nu o mai văzuse de ani buni și care a salutat-o cu multă căldură. I-a explicat că locuia la hotel, dar că urma să plece pentru mai multe luni și a adăugat De ce să nu stai în apartamentul meu cât eu sunt plecată? nu te va costa niciun cent. Prietena mea a acceptat cu recunoștință și s-a uitat cu uimire la felul cum funcționează legea spirituală. Și-a prins din urmă binele, urmându-și intuiția. Orice progres este propulsat de dorință. Știința din ziua de azi se întoarce la Lamarck și la teoria dorințelor. El susține că păsările nu zboară pentru că au aripi, ci au aripi pentru că au vrut să zboare. Rezultatul imboldului dorinței emoționale. Gândește-te la puterea irezistibilă a gândirii cu viziune clară. Mulți oameni sunt în ceață de cele mai multe ori, iau decizii greșite și urmează calea greșită. În timpul agitației din jurul Crăciunului, menajera mea i-a spus unei vânzătoare de la unul dintre marile magazine: „Presupun că asta e cea mai aglomerată zi a ta.” Ea a răspuns: „Oh, nu. A doua zi după Crăciun este cea mai aglomerată zi a noastră, când oamenii aduc cele mai multe lucruri înapoi. Sute de oameni aleg cadourile greșite pentru că nu își ascultă indiciile oferite de intuiție. Orice ai face, cere îndrumare. Vei economisi timp și energie și, de cele mai multe ori, vei evita o viață întreagă de nefericire. Toate suferințele provin din încălcarea intuiției. Dacă intuiția nu construiește casa, cei care o construiesc muncesc în zadar. Făți un obicei din premoniții și vei fi întotdeauna pe calea magică. Și va fi ca mai înainte ca ei să fi strigat, eu îi voi auzi, și mai înainte ca ei să fi sfârșit vorba, eu voi zice ce este. Lucrând cu legea spirituală, aducem la împlinire ceea ce este deja. În mintea universală există ca idee, dar este cristalizată în planul exterior de o dorință sinceră. Ideea unei păsări a fost o imagine perfectă în mintea divină. Peștele a prins din zbor ideea, și și-a dorit să se transforme în pasăre. Dorințele tale îți dau aripi? Ar trebui să aducem cu toții la îndeplinire un lucru aparent imposibil de făcut. Una dintre afirmațiile mele este Neașteptatul se întâmplă, binele meu aparent imposibil se întâmplă acum. Nu amplifica obstacolele, mărește-l pe Domnul. Aceasta înseamnă mărește puterea lui Dumnezeu. Un om obișnuit va stărui asupra obstacolelor și piedicilor care sunt în calea binelui lui. Te amesteci cu ceea ce observi, așa că, dacă oferi atenția ta nedivizată obstacolelor și piedicilor, ele devin din ce în ce mai mari. Acordă lui Dumnezeu atenția ta nedivizată. Continuă să spui în tăcere, în fața obstacolelor, căile lui Dumnezeu sunt ingenioase, metodele sale sunt sigure, Puterea lui Dumnezeu este invincibilă, deși invizibilă. Strigă spre mine și îți voi răspunde, și îți voi rosti lucruri mari și tari pe care tu nu le cunoști. Demonstrându-ne binele, trebuie să privim dincolo de aparențele adverse. Nu judecați după înfățișare. Folosește o declarație care îți va oferi un sentiment de siguranță. Brațul lung al lui Dumnezeu se întinde asupra oamenilor și împrejurărilor, controlând situația și protejându-mi interesele. Mi s-a cerut să rostesc cuvântul pentru un om care urma să aibă un interviu de afaceri cu o persoană aparent lipsită de scrupule. Am folosit declarația, iar corectitudinea și dreptatea au fost rezultatul situației exact la ora când rosteam afirmația. Cu toții am auzit citatul din proverbe, mai bun este cel ce începe să ajute din inimă decât cel ce făgăduiește și îl face pe altul să spere, căci dorința cea bună e pom al vieții. Când dorim sincer, fără anxietate, recuperăm lucrul dorit și dorința devine cristalizată în planul exterior. Îți voi da dorința dreaptă a inimii mele. Dorințele egoiste, dorințele care dăunează altora, se întorc întotdeauna să facă rău expeditorului. Dorința neprihănită ar putea fi numită un ecou din infinit. Este deja o idee perfectă în mintea divină. Toți inventatorii prind din urmă ideile articolelor pe care le inventează. În cartea mea, Jocul vieții și cum să-l joci, telefonul îl căuta pe Bell. Adesea doi oameni inventează același lucru în același timp, s-au sincronizat cu aceeași idee. Cel mai important lucru în viață este să aduci la îndeplinire planul divin. Așa cum imaginea stejarului este în ghindă, proiectul divin al vieții tale este în mintea ta supraconștientă și trebuie să deslușești modelul perfect în faptele tale. Vei duce alți Fel, o viață magică, pentru că în proiectul divin toate condițiile sunt mereu perfecte. Oamenii sfidează proiectul divin atunci când sunt adormiți în fața binelui lor. Poate că femeia care îi plăcea să stea în pat cea mai mare parte a zilei și să citească reviste, ar trebui să scrie pentru reviste, dar obiceiul ei de a le nevi i-a tocit toată dorința de a merge mai departe. Peștii care își doreau aripi erau vigilenți și vioi, nu-și petreceau zilele pe fundul oceanului, citind vog și Harper's Bazaar. Trezește-te din adormire și prinde din urmă binele tău. Strigă spre mine și îți voi răspunde și îți voi rosti lucruri mari și tari pe care tu nu le știi. Acum țin pasul cu binele meu, pentru că înainte de a cere, mi s-a răspuns. Capitolul 13 râuri în deșert. Iată, eu voi face lucruri noi care acum vor răsări și pe care voi le veți cunoaște. O cale voi face prin pustie și râuri în pământ uscat. Isaia 43,19 În al 43-lea capitol din Isaia sunt multe declarații minunate care arată puterea irezistibilă a inteligenței supreme, venind în ajutorul omului în vremuri de restriște. Oricât de imposibilă ar părea situația, inteligența infinită știe calea către rezolvare. Lucrând cu puterea lui Dumnezeu, omul devine necondiționat și absolut. Să înțelegem această putere ascunsă la care putem apela în orice moment. Intră în contact cu inteligența infinită, Dumnezeul din interior, și orice aparență de rău se evaporă, pentru că vine din închipuirile deșarte ale omului. În timpul clasei mele de întrebări și răspunsuri, am fost întrebată: Cum să intri în contact conștient cu această putere invincibilă? Aș răspunde: Prin cuvântul tău. Prin cuvântul tău vei fi întemeiat. Centurionul i-a spus lui Isus Hristos: Rostește cuvântul stăpâne, și robul meu va fi vindecat. Fiva că oricine va chema numele Domnului, se va mântui. Observați cuvântul va chema. Îl chemați pe Domnul sau legea când afirmați adevărul. Așa cum am spus întotdeauna, folosiți o declarație care vibrează. Aceasta vă va oferi un sentiment de siguranță. Oamenii sunt înrobiți de ideile lor despre lipsuri: lipsa iubirii, lipsa banilor, a camaraderiei, a sănătății și așa mai departe. Sunt înrobiți de ideile de interferență și de sentimentul de neîmplinire. Ei dorm în visul adamic. Adam, bărbatul generic, a mâncat din Maia copacul Iluziei și a văzut două puteri, binele și răul. Misiunea lui Hristos a fost să-i trezească pe oameni la adevărul unei singure puteri, Dumnezeu, trezește-te tu cel l-a dormit. Dacă îți lipsește orice lucru bun, încă ești adormit în fața binelui tău. Cum te trezești din visul contrariilor al lui Adam după ce ai dormit buștean în goana gândurilor timp de sute de ani? Isus Hristos a spus, dacă voi, dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ asupra unui lucru pe care îl vor cere, li se va da lor. Este legea înțelegerii. Îți este aproape imposibil să-ți vezi clar binele. De aceea este necesar vindecătorul, practicianul sau prietenul, cei mai mulți bărbați de succes spun că au reușit pentru că soțiile lor au crezut în ei. Voi cita din ziarul de azi, în care Walter P. Chrysler aduce un elogiu soției sale. Nimic, a spus el odată, nu mi-a dat mai multă satisfacție în viață decât modul în care soția mea a avut încredere în mine de la bun început, în toți acești ani. Chrysler a scris despre ea. Mi s-a părut că nu pot face pe nimeni să înțeleagă că eram ambițios, cu excepția Delei. Îi spuneam acest lucru și dădea din capa în cuvințare. Mi se pare că am îndrăznit chiar să-i spun că intenționam într-o zi să fiu mecanic șef. Întotdeauna i-a susținut aspirațiile. Vorbește despre ceea ce vrei, cât mai puțin posibil, și numai celor care îți vor oferi încurajare și inspirație. Lumea e plină de cărcotaș, oameni care îți vor spune că nu se poate, că țintești prea sus. Când oamenii stau în întâlnirile și serviciile adevărului, adesea un cuvânt sau o idee va deschide o cale prin pustie. Desigur, Biblia vorbește despre stări de conștiință. Te afli într-o pustie sau într-un deșert, atunci când ești în disarmonie, atunci când ești furios, plin de resentimente, temător sau indecis. Indecizia este cauza multor probleme de sănătate când nu pot să iei o hotărâre. Într-o zi, când eram într-un autobuz, o femeie l-a oprit și l-a întrebat pe șofer care este traseul. El i-a spus, dar era indecisă. S-a urcat pe jumătate, apoi a coborât, apoi a urcat din nou. Șoferul s-a întors spre ea și i-a spus, Doamnă, hotărâți-vă odată! Deci, la fel se întâmplă cu atâtea alte persoane, Doamnelor, hotărâți-vă odată! Persoana intuitivă nu este niciodată indeciză. Îi se dau indiciile și presimțirile și merge cu îndrăzneală înainte, știind că este pe calea magică. În adevăr, cerem întotdeauna indicii clare despre ce trebuie să facem. Dacă ceri, vei primi întotdeauna un indiciu. Uneori vine sub formă de intuiție, alteori din exterior. Una dintre studentele mele pe nume Ada mergea pe stradă, nehotărâtă dacă să meargă într-un anumit loc sau nu. A cerut un indiciu. Două femei mergeau în fața ei. Una s-a întors spre cealaltă și i-a spus: De ce nu te duce, Ada? Numele femeii s-a întâmplat să fie tot Ada, iar prietena mea a luat o ca pe un indiciu clar și a mers la destinația ei, iar rezultatul a fost foarte bun. Ducem cu adevărat vieți magice, suntem ghidați și ni se dă tot ce avem nevoie la fiecare pas, dacă avem ochi de văzut și urechi de auzit. Desigur, am părăsit planul intelectului și accesăm supraconștientul, Dumnezeul din interior, care spune: Aceasta e calea pe ea să mergem. Orice ar trebui să știi, îți va fi dezvăluit! Orice îți lipsește, ți se va oferi. Așa zice Domnul, cel ce taie o cale prin mare și cărare prin apă puternică. Să nu vă aduceți aminte de ce a fost odată și să nu luați în seamă ce a fost de mult. Oamenii care trăiesc în trecut întrerup contactul cu minunatul moment prezent. Dumnezeu cunoaște numai momentul de acum. Acum este momentul stabilit, astăzi este ziua. Mulți oameni duc vieți de limitare, acumulare și economisire, temându-se să folosească ceea ce au. Acest lucru aduce și mai multe lipsuri și mai multă limitare. Dau exemplul unei femei care locuia într-un orășel. Avea vederea slabă și foarte puțin bani. O prietenă bună a dus-o la un oftalmolog și i-a arătat o pereche de ochelari cu care putea să vadă perfect. Peste puțin timp, a întâlnit-o pe stradă fără ochelari. A exclamat! unde sunt ochelarii? Femeia a răspuns, ei, doar nu te așteptai să-i stric folosindu-i în fiecare zi, nu? Îi port doar duminica. Trebuie să trăiești în prezent și să fii conștient în fața oportunităților tale. Iată, eu voi face lucruri noi care acum vor răsări și pe care voi le veți cunoaște. O cale voi face prin pustie și râuri în pământ uscat. Acest mesaj este destinat individului. Gândește-te la problema ta și fii conștient că inteligența infinită cunoaște calea împlinirii. Spun calea, căci înainte de a chema, ți s-a răspuns. Oferta precedă întotdeauna cererea. Dumnezeu este dătătorul și darul și acum își creează propriile sale canale uimitoare. Când cereți ca planul divin al vieții voastre să se manifeste, sunteți protejați pentru a nu obține lucrurile care nu sunt cuprinse în el. Ai putea crede că toată fericirea ta depinde de obținerea unui anumit lucru în viață. Mai târziu, oferi laudă Domnului că nu l-ai primit. Uneori ești tentat să urmezi mintea rațională și să te cerți cu indiciile tale intuitive. Dintr-o dată, mâna destinului te împinge în locul potrivit și, sub har, te trezești din nou pe calea magică. Acum ești treaz în fața binelui tău, ai urechi care aud, indiciile tale intuitive și ochi care văd drumul deschis al împlinirii. Geniul lăuntric este eliberat. Acum îmi împlinesc destinul. Capitolul 14 Semnificația ascunsă a poveștii albă ca zăpada și cei șapte pitici mi s-a cerut să dau o interpretare metafizică a poveștii Albă ca zăpada și cei șapte pitici, unul dintre bazmele fraților Grimm. Este uimitor cum acest film, o poveste cu zâne, a făcut furori în sofisticatul New York și în întreaga țară, datorită genului lui Walt Disney. Acest baz trebuia să fie pentru copii, dar adulții au umplut cinematografele. Aceasta se datorează faptului că bazmele se nasc din legende vechi din Persia, India și Egipt, care sunt fondate pe adevăr. Albă ca zăpada, micuța prințesă, are o mamă vitregă nemiloasă care e geloasă pe ea. Această idee a mamei vitrege apare și în cenușăreasa. Aproape toată lumea are o mamă vitregă nemiloasă. Mama vitregă nemiloasă este un gând negativ, o formă pe care ai construit-o în subconștient. Mama vitregă nemiloasă a albei ca zăpada este geloasă pe ea și o ține mereu în zdrențe și ascunsă. Toate formele de gândire nemiloasă fac asta. Nemiloasa mamă vitregă își consultă oglinda magică în fiecare zi spunând Oglindă oglinjoară, cine este cea mai frumoasă din țară? Într-o zi oglinda răspunse Regină, oricât de frumoasă și arătoasă ai fi, dar albă ca zăpada este mai frumoasă decât tine, acest lucru o înfurie pe regină, așa că decide să o trimită pe albă ca zăpada în pădure pentru a fi ucisă de unul dintre servitorii ei. Cu toate acestea, inima servitorului se topește când albă ca zăpada îl imploră să o lase în viață, așa că o lasă în pădure. Pădurile sunt pline de animale înspăimătătoare și de multe ori capcane și pericole. Ea cade îngrozită la pământ și în timp ce zace acolo, un spectacol neobișnuit începe în jurul ei. Zeci dintre cele mai încântătoare animale mici și păsări se adună în jurul ei. Iepuri, veverițe, căprioare, castori, ratoni, etc. Ea deschide ochii și îi întâmpină cu plăcere. Sunt atât de prietenoase și de atractive. Ea își spune povestea și animalele o conduc la o casă mică pe care ea o transformă în cămin. Acum, aceste păsări prietenoase și animale simbolizează indiciile noastre intuitive sau premonițiile care sunt întotdeauna gata să te scoată din pădure. Căsuța se dovedește a fi casa celor șapte pitici. Totul este în dezordine, așa că, albă ca zăpada și prietenii ei, animalele, încep să facă curățenie în casă. Veverițele șterg praful cu cozile lor. Păsările atârnă lucrurile, folosind coarnele unei căprioare mici pentru a pune pălăriile. Când cei șapte pitici se întorc acasă de la minele de aur, descoperă schimbarea și în cele din urmă o găsesc pe albă ca zăpada dormind într-unul dintre paturi. Dimineața ea își spune povestea și rămâne cu ei pentru a avea grijă de casă și a face mâncare și este foarte fericită. Cei șapte pitici simbolizează forțele protectoare care sunt peste tot în jurul nostru. Între timp, nemiloasa mamă vitregă își consultă oglinda care îi spune peste dealurile din umbra lemnului verde, unde cei șapte pitici și-au clădit locuința, acolo se ascunde albă ca zăpada, iar ea este și mai frumoasă decât tine, regină. Acest lucru o înfurie pe regină, așa că se deghizează într-o bătrână cu un măr otrăvit pentru albă ca zăpada. O găsește în casa celor șapte pitici și o ispitește cu mărul mare și roșu delicios. Păsările și animalele se străduiesc să-i spună să nu-l atingă, Încearcă să-i ofere premoniția de a nu-l mânca. Se agită în jurul ei, dar albă ca zăpada nu poate rezista mărului. Ia o mușcătură și cade după toate aparențele moartă. Acum toate păsările și animalele se grăbesc să-i aducă pe cei șapte pitici în ajutor. Dar e prea târziu. Albă ca zăpada zace fără viață. Toți își pleacă capetele îndurerate. Apoi, de undeva apare prințul, o sărută pe albă ca zăpada și ea prinde viață se căsătoresc și trăiesc fericiți până la adânci bătrâneți. Regina, nemiloasa mamă vitregă, este măturată de o furtună teribilă. Vechea formă de gândire este dizolvată și disipată pentru totdeauna. Prințul simbolizează planul divin al vieții tale. Când acesta te trezește, trăiești fericit până la adânci bătrâneți. Acesta este bazmul care a captivat New Yorkul și întreaga țară. Află ce formă de tiranie ia mama cea nemiloasă în subconștientul tău. Este o convingere negativă care interferează cu toate faptele tale. Îi auzim pe oameni spunând, binele meu vine întotdeauna la mine prea târziu. Am pierdut atât de multe ocazii. Trebuie să inversăm gândul și să spunem în mod repetat, sunt treaz în fața binelui meu, nu ratez niciodată o ocazie. Trebuie să înnecăm sugestiile sumbre ale nemiloasei mame vitrege. Vigilența eternă este prețul eliberării de aceste forme de gândire negativă. Nimic nu poate împiedica, nimic nu poate întârzia manifestarea planului divin al vieții mele. Lumina luminilor curge pe calea mea, dezvăluind drumul deschis al împlinirii.